Dar cât de repede să mă duc la doctor? Că dacă mă doare Mai sunt câteva spatele. Simptome. În primul rând, dacă te doare spatele, ar trebui să ți se ridice un mare semn de întrebare dacă se lasă durerea aia pe un picior sau pe celălalt sau pe amândouă. Deci asta este primul trigger sign că ceva e în neregulă, dacă începe să doară și să iradieze pe picior. Cât doare în spate, să zic așa, e mai degrabă o contractură musculară și asta e... Ok. Deci dacă se duce pe picior, apasă pe nerv și asta e o problemă. Se duce pe picior, e clar că e iritare, rădăcina nervoasă și trebuie să investighezi. Încep să nu mai aibă durerile astea sau le suportă, sunt foarte stoice așa, și le duc mai departe. Și la un moment dat începe să nu-i mai doară. Nu-i mai doară la fel de tare și atunci se bucură toți, vai de mine, am scăpat de hernie, cât de mișto, nu m-am operat, nici nu m-am dus la doctor, măcar că mi-a dat mie farmacista ceva bun, și ajung practic să le moară porțiuni din nerv sau tot nervul. Evident că musculatura inervată de acel nerv începe să se atrofieze, evident că nu mai au senzație pe traiectul nervului și dezvoltă mersuri specifice pentru fiecare rădăcină nervoasă care începe să moară. Adică încep să meargă strâmb? Da, încep să meargă strâmb. Încep să-și folosească piciorul într-un mod natural. Adică încep efectiv să meargă, să-și arunce un picior, să cosească cu el, să aibă un mers specific. Adică vezi pacientul când îți intră în cabinet, dacă deja îl vezi că merge prost, îți dai seama că de fapt a venit destul de târziu. Deci înainte de orice vreau să-ți mulțumesc că mi-ai adus o hernie. Am adus o hernie pentru că știu că mulți dintre pacienții mei să uită la tine. Sunt mulți ăștia care stau la calculator așa și fac de-astea. Deci a adus Ioan așa cu numai glume proaste. Îți mulțumesc pentru hernie. Am zis că e mișto așa. Are un efect vizual frumos și... Da. Înainte de orice, până începem podcastul, vreau să te întreb, ai văzut faza aia cu Ozempic? E nebunie în America. E nebunie, da. Am văzut-o. Da? Stăteam și mă gândeam că o să schimbe inclusiv ce faceți voi la Orto. Am o cert. Am auzit că companiile aeriene au început să aibă consum mai mic de carburant. Interesant. De când americanii iau Ozempic. Da, e un drog deocamdată cu prea puțină experiență, să zic așa. Da. Cred că lucrurile sunt ongoing și cred că un stil de viață sănătos e mult mai important decât... Până la stilul de viață, lasă asta că vorbim noi de stilul de viață sănătos. Suntem la faza la care nu... Am încercat să-i găsesc mega defecte. Nu reușește nimeni să-l desfințeze, lua Ozempic. În principiu nu reușește nimeni, până când o să crească alții care sunt șmecheri și o să desfințeze ăilalți, care au dăvândut altceva mai bun, de fapt, că se desfințează între ei oamenii. Da. Eu am așa background un pic și de farma, am lucrat vreo 4 ani în farma, înainte, la Roche. A, la început. La început de tot. După ce am terminat facultatea, m-am angajat câțiva ani în farma. Tu erai din ăla care umbla prin spitale și convingea doctorii. Exact. Exact. Eu eram de la de umbla prin spitale. Ideea e că vezi multe lucruri diferit când ești acolo, promovezi niște lucruri Bineînțeles. Diferit. E cu totul altfel. Sunt sigur de asta, n-am nicio îndoială. Dar aud o grămadă de chestii, deci oameni care le-au scăzut kilograme, toate chestiile astea, cea mai tare dintre toate mi s-a părut că lovesc în vânzările de mâncare. Se vinde mai puțin de mâncare, deci Walmart-ul trebuie să-și revizuiască previziunile de încasări din cauza faptului că toți mai mulți americani își fac injecțiile astea în burtă cu... Trebuie să-ți dai seama că lucrurile sunt un pic ciudate, că te-ai gândit că industria alimentară e mai puternică decât asta medicamentoasă, dar s-ar putea, gândindu-te la asta, să nu fie chiar așa. E cea mai puternică asta farma? Nu. Cea mai puternică e apărarea. E industria alimentară. Ce Dumnezeu. Deci farma și cu mâncarea sunt așa și după aia vine asta de la apăr. Vin unii de deasupra, care n-au... Lasă că dăm noi o rachetuță acolo și facem. Nici măcar. Nu e cu rachetuțele mai nou, e cu virusurile, cu... Alte. Și a început podcastul. Suntem bine, hai că o să avem un podcast bun astăzi. Așa simți? Da, simt. Și eu la fel. Da, abia așteptam să mă văd cu încă un doctor. Mi-e plac foarte mult discuțiile cu doctorii. Sper că doar aici, nu și în cabinetele lor. Am fost la un doctor acum, spre exemplu, pe imagistică. Aha. Doctor Ionescu, de la cardiorec. Virgil? Da. Păi na, de Virgil este, mi se pare genial. Și mie la fel, mi se pare un om extraordinar. Atât cât am apucat să-l cunosc, că ne-am întâlnit de câteva ori, mi se pare un profesionist cum rar găsești. Bine, dar este și funky. Mi se pare că e un tip funky. Este. Adică nu e un doctor obișnuit. Mă cert. E foarte pasionat de ceea ce face. În primul rând foarte pasionat, n-are limită de timp niciodată. Da. Ai zice că n-are familie după cum muncește de mult, deși are și e foarte mișto. Ce să zic? Na. Unii oameni pot să facă lucrurile până acolo.
Dar dacă tot ne-am întâlnit aici, hai să le spunem un pic de ce suntem împreună în studio. Suntem aici ca să vorbim de chestii de orto, pentru că noi suntem băieți aici și dacă ne-am uit, m-am văzut eu bine pe analitice, Radu, tot acolo sunt, nu? 35 plus vârsta la noi, deci da, ca noi. Ca noi. Băieți care stau mult la calculator sau nu, au început deja să se trezească dimineața că așa, au mai fost la fotbal și nu știu ce prostii au făcut. Evident. Și vreau să vorbim despre astea. Vorbim. E foarte mișto subiectul. Da, avem multe de vorbit. Îți plac rupturile de ligamente? De meniște? Îmi place astea să le repar mai degrabă. Acum pacienții, când ajung la mine în situația aia, nu sunt în cea mai fericită perioadă a vieții lor. Dar se pot face multe lucruri frumoase, cu rezultate bune. Cea mai tare chestie pe care am auzit-o și să intru direct în treaba asta, am auzit că sunt oameni care își pun ligamente și tot felul de chestii de pe la cadavre. Și în 5 zile sunt pe picioare, adevărat? De la cadavre, mai puțin, cel puțin la noi în țară, nu. Aș zice că mai degrabă putem folosi ceea ce au ei deja. Așa. Bun, ne pot dona niște tendoane bune de ale lor și dacă nu le putem folosi pe asta, putem folosi unele artificiale în principiu. Dar mai răruț transplante la cadavru la noi deocamdată. Dar când o să vedem și noi transplante de genul ăsta? Pentru că am înțeles că sunt foarte mișto, adică refacere foarte rapidă pentru cei care au accidentare la ski, la snowboard, la fotbal. Refacerea este aceeași, indiferent ce ai folosi, că folosești autotransplant, adică tendoanele lui proprii sau că le iei de la altcineva, refacerea e aceeași. Problema este că nerecoltându-i tendoanele lor, nu ai o grămadă de complicații care pot apărea la locul donor, spre exemplu, acolo de unde le iei. Aha. Dacă vorbim de încrucișatul anterior, de multe ori noi recoltăm niște tendoane care vin de sus, se numesc ischiogambieri, unul sau două tendoane în funcție de grosimea lor și cu ele realcătuim grefa aia care s-a rupt și o fixăm prin diverse mijloace de fixare. Și pe partea medială, între picioare acolo unde se inseră tendoanele respective, poți să destabilizezi un pic. Acum, procentul în care destabilizezi nu e mare, adică permite să o faci. E descrisă tehnica și e bună una peste alta. Sigur că sunt și multe alte tehnici descrise, poți să recoltezi tendon patelar, quadricipital, sunt descrise mai multe tehnici. Când am stat eu de vorbă la un moment dat cu un mecanic din service, îmi spunea că cel mai mult schimba injectoare. Voi ce schimbați cel mai des? Ce să spun? E o întrebare bună. Preferăm să nu schimbăm neapărat, ci să reparăm. Ce reparat? În principiu avem așa. Dacă vorbești de ce mai frecvent, acum oamenii au început să stea din ce în ce mai mult pe scaun. Iar. Și stând din ce în ce mai mult pe scaun, fac hernii de disc. Fac probleme cu coloana lombară datorită modificărilor de stat. Deci astea, da? Astea care sunt foarte mișto, o să vezi când apeși. Când începe să doară, da, eu cum faci asta? Exact, se umflă o hernie care irită nervul acolo. E un mulaj frumos, m-am gândit că o să fie cât de cât deci interesant. Deci stai pe scaun, coloana apasă și împinge pe nerv. Exact. Și au. Și nu e doar, nu, practic, acolo discul începe să apese nervul, nu pentru că stai pe scaun. Când stai pe scaun apar niște micromișcări între vertebre, da, se relaxează musculatura paravertebrală. Problema nu e că stai pe scaun 2, 3 minute, 5, 10. Problema e când stai mai mult de o oră fără să te miști deloc. Adică sfatul ar fi peste o oră să te miști. Un minut, faci doi pași, te așezi din nou și faci ceea ce ai de făcut. Mm-hmm. Adică asta mi se pare că e cel mai important. Mai degrabă decât să zici că nu stai deloc pe scaun, da, să stai, dar să stai o perioadă mai scurtă de timp. Da, uite, spre exemplu, masa asta și aia de acolo, eu le-am făcut să se ridice. De ani de zile noi lucrăm numai picioare. Ai făcut standing desk, da. E mai bine așa? Extraordinar. Adică acolo unde se poate, e de dorit. Păi și te obligă cineva să stai așezat? Nu te obligă nimeni, dar firmele, de cele mai multe ori, acolo unde sunt cei mai mulți oameni care lucrează la birou, nu oferă standing desk-uri. Păi da, îți cumperi tu, am găsit o grămadă din asta de ți le pui tu, îți pui o cutie peste. Corect. Sunt, apropo de achiziții, știi că sunt foarte multe protocoale interne care nu te lasă așa ușor să schimbi birourile, să toate o cutie. O cutie. Un Apple Box. Da, stă la îndemâna oricui să facă ceva. Sau măcar să se ridice. Deci tu ești pentru stat în picioare? Eu sunt mai degrabă pentru stat în picioare decât pentru stat așezat mult timp. Da, corect. Și mai o șmecherie, am luat și am testat, sincer nu m-a convins, scaunele alea cu fundul oval. Da, le știu. Nici pe mine nu mă conving. Nu mi se pare o poziție chiar anatomică. Am luat unul de la Sedus, n-a fost ieftin, se reglează pe înălțime, nu știu ce, el este cumva convex. Da. Unde te așezi, da, și e concav pe fund, unde pe fund. Exact. Și atunci nu este niciodată stabil și atunci te obligă pe tine să-ți menții stabilitatea. Stabilitatea, da. Ăsta este marketingul lor. E bun de ceva? Mai prins.
nu, nici măcar nu... Adică ei zic așa că dacă tu stai pe scaun, în momentul în care faci stânga, dreapta, uh-huh, practic îți forci... Musculatura paravertebrală se contractă corect și îți susține coloana. Acum, teoretic, e perfect așa. Da, da. E idee bună. Când stai pe scaun, tu stai așa și dacă te înclini, faci așa. Ei zic că stând pe scaunul ăla... faci cu fundul tot timpul așa ca să-ți ții echilibru și atunci, uh-huh, îți folosești musculatura. E un marketing bun. Ce să spun? Rezultatele pe termen lung sunt importante. Când vom avea rezultate la un an, doi, trei, cinci, știm ce vorbim. Am înțeles că a fost să le bage și în grădinițe la copii, în astea mai mici așa, și tabulezi în ăștia. Părerea mea e că ei sunt suficient de activi cât să n-aibă nevoie de așa ceva. Da. Adică oricum copiii nu stau mai mult de 10 minute așezați, tot se ridică, tot fac lucruri și oricum la vârsta lor discurile intervertebrale nu crapă. Cel mai degrabă ele crapă degenerativ dacă se rup. Adică? Colagenul din constituția lor, sunt mai multe tipuri, sunt aproape 8 tipuri de colagen, unele dintre ele pot fi de mai proastă calitate genetic. Și ușor, ușor cu înaintarea în vârstă, cel mai frecvent între 35 și 55 de ani se întâmplă chestia asta, se fibrilează, se rup fibrele alea de colagen. Și ușor, ușor apare hernia de disc. Acolo, practic, e foarte simplu. Deci, discul intervertebral este ca o suspensie. Are de jur împrejur o garnitură fibroasă, care în interiorul ei ține un nucleu pulpos, se numește, care este o parte moale, e ca un gel. Când vertebra de deasupra vine și apasă pe vertebra de dedesubt, inelul ăsta fibros preia încărcare. E, dacă din el colagenul ăla începe să se fibrileze, să se rupă, ușor, ușor iese nucleul ăla. Iese afară și irită rădăcina nervoasă. Și voilà, asta e hernia disc. Și doare rădăcina nervoasă. Da, acum am înțeles, da. Revenim la IGDLCC, îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio. Adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și recomandăm. Cum o reparăm? Adică... Gata, că asta îmi place. Mi-ai pus o întrebare foarte bună. Pentru că, ok, am înțeles cum pot să o preîntâmpin până la un punct. Da. Mai am alte soluții? De până când ajungi la cuțit? Ei, să fii activ în general, să ai o viață activă. Cu cât ești mai sedentar, cu atât riscul tău de hernie discrește. Dar e adevărat ce am văzut. Am văzut un documentar despre longevitate, foarte mișto pe Netflix, ăla cu Blue Zones. Și, spre exemplu, cei din Okinawa, japonezii, erau adăugat la longevitate faptul că stăteau foarte mult pe jos și din cauza asta trebuia să se ridice, să se așeze jos pe podea și să se ridice foarte des, să se lăsau pe vine și făceau mișcarea asta de genoflexiune. Da. Inclusiv la vârste foarte înaintate, că dacă ești obligat, dacă n-ai scaun. Corect. Și m-am uitat la chestia și mi-am dat seama că până la urmă s-ar putea ca scaunele astea să fie un blestem pentru noi. Acum, cu cât stai mai mult, crește fundul, devii obez, ai altele. Adică e clar că statul mult e prost. E clar că trebuie să fie. Dar e mai bine să trăiești într-o casă fără scaune, din punct de vedere? E mișto cum fac japonezii? Acum te întreb tu cât de mult apuci să stai, exceptând că stai aici pe scaun, cât de mult apuci într-o zi să stai efectiv pe un scaun? Măi, eu stau prea mult pe scaun în mașină, dar ajunge așa. În mașină. În rest, lucrez din picioare. Sunt toată ziua de colo-colo. Dacă eliminăm partea de servici, care ocupă de la câteva ore la prea multe ore într-o zi, și acolo ești nevoit de multe ori să stai pe scaun, dar poți să o faci cu pauze, acasă ai libertatea să nu stai pe scaun, practic. Poți să mănânci repede dacă e la un bar, la o insulă care e mai înaltă, poți să te așezi puțin pe un scaun și să mănânci în 10 minute când te pune nimeni să mănânci 2 ore și oricum nu cred că apucă nimeni să stea așa mult. Decât dacă ești italian mediteranean și asta e iarăși o chestie de longevitate, să mănânci lent. Lent, într-adevăr, dar ce trebuie, că ăștia mai mănâncă și ce trebuie, nu ca noi. Așa. Bun, să revenim la ce m-ai întrebat tu. Deci, dacă stăm într-un stil de viață activ, părerea mea e că deja facem ceva important în sensul ăsta. Dacă a dat deja beleaua peste noi și am făcut hernia de disc,
avem mai multe variante să o tratăm. E, în primul rând, medicamentos, asta e cel mai la îndemână oricui, iei repede o pilulă, o bagi în gură, mai multe în unele cazuri, te ajută doar pe termen scurt, atât cât iei pilula respectivă. De obicei, astea sunt pentru durere. Da. Asta nu tratează cauza, tratează doar durere. Durerea e un efect. De multe ori poate să apară, datorită fibrilării ăsteia, o contractură musculară și atât, fără să însemne o hernie propriu-zis. E, contractura aia musculară, aia doare foarte tare. Adică în primele faze când apare o hernie de disc, poți să ai dureri violente, dar care sunt date de contractura aia musculară. Ce e o contractură musculară? Am auzit de 1000 de ori chestia asta, nu mi-a explicat nimeni odată să înțeleg. Stă mușchiul ăla tensionat tot timpul? Da, stă tensionat tot timpul. Cum că eu dacă vreau să stau așa nu pot? Păi ea încearcă să stai mult, să vezi că începe să doară foarte tare. Ia o ganteră grea când te duci la sală, e o ganteră adevărată. La Florin, da. Când e o ganteră adevărată și stai cu ea așa 3 minute, o daie de 15 kg, să vezi după aia cum bicepsul, chiar dacă tu nu-l miști deloc, începe să doară, că se acumulează acid lactic, de fapt. Ok. Deci, ușor, ușor. Păi îl las gantera jos și trece. Păi în cazul ăla, coloanei vertebrale, ia mușchiul respectiv, nu pricepe că poți să lași gantera jos. El se chinuie că în memoria lui el știe că trebuie să țină coloana dreaptă. El a detectat o micromișcare și el se contractă să țină coloana dreaptă, așa cum știe el. E, și la un moment dat nu se mai decontractă, pur și simplu. Cum se întâmplă asta? Datorită inflamației care practic menține un mediu propice pentru ca el să stea contractat. Și o să stea contractat mult și bine, până când poți să pui ceva cald care să mai relaxeze puțin zona. Poți să iei un decontracturant pe gură, un medicament pentru asta, poți să faci fizioterapie. Plasturi din aia cu ardei, am văzut că se vând. Sunt și multe creme de cal care se dau. Eu râd tot timpul când vin creme de cal, da. Da, care își dau cu temirce, preparate care se dau la cai, sunt utile. Și după aia vin cu pete roșii pe piele sau cum? Fel și fel. Sunt utile pentru cai. Acum, pentru oameni, în principiu, n-ar avea de ce să nu fie utile, pentru că ele conțin o doză mult mai mare din substanța activă. Adică, între noi fie vorba, ele fac ce trebuie, chiar mai puternic decât fac cele normale în tratamentul uman, doar că, na... Poate da, am auzit că au luat oameni chestia asta de cal și n-a fost bine. Unii dintre ei, în loc să le dea pe piele, se apucă și mai și mănâncă, unii își pun foi de varză pe acolo pe unde doare, da, sunt multe practici interesante. Cu varza a mers vreodată? Un antiinflamator teoretic natural, n-aș putea să spun dacă merge sau nu, că dacă era să cred în asta, mai învățam atât. Da, sunt o grămadă de alte moduri de a scădea inflamația. Un alt mod bun este să faci ședințe de fizioterapie și sunt o grămadă de proceduri de fizioterapie care se fac mai nou în centrele de recuperare, care scad inflamația locală. Ok. Și sunt, n-are rost să intru în detaliu, sunt multe. L-am avut deja pe Cristi Drăghiceanu, de la Optimize Body Center de acolo și el vorbea inclusiv despre tot felul de terapii din astea, care la momentul ăsta par alternative, dar sunt soluții complementare cu medicina. În niciun caz ele nu se bat cap în cap, ci se ajută una pe cealaltă. Adică el era un pic supărat, așa că mulți doctori vorbesc de rău osteopatie. Mulți care nu citesc suficient, părerea mea. Tu de care tabărești? Eu îl susțin. Adică eu îl cunosc foarte bine pe Cristi și știu ce face. Okay. Și mi se pare că este un ajutor fantastic. De fiecare dată când tratez un pacient, mi se pare foarte, foarte important ca el să fie tratat în echipă. El trebuie tratat complet, cât poți de bine, nu cât poți de superficial sau cât de puțin poți. Așa, dacă vrei să-l tratezi cât poți de puțin, e simplu să-i dai un antiinflamator sau să-i dai ceva de durere și să-i zici du-te acasă, că lasă, că o să fii bine. Eu cred că e greșit. Eu cred că din start trebuie să pui un diagnostic bun și să tratezi cât de complex poți pentru stadiul de boală pe care îl tratezi. Aia ce poate să ia pe gură, știe și el de pe Google deja. Asta zic. Adică n-ai cum să bați cu Google la lua pastile. Știu, românii își dau singuri. Aia că e una mișto. Cred că ai văzut-o și tu pe aia. Ci că bine că s-au inventat anesteziile, că altfel pacienții s-ar fi certat cu medicii în timpul operațiilor. Oh, nu? Cum e asta? E bună. E bună. Mai să știi că mai sunt pacienți care vorbesc mult. Măi, eu m-aș fi luat un pic cu doctorul, cu chirurgul Orele, care mi-a reparat mie, mai aveam sept. Și știi unde mi-a luat, nu? Cu asta sau din ureche, da? Așa. Așa. Băi, mi-a lăsat o gaură aici. A început să se refacă. Gaură. Bă, da, exact. Dar o perioadă, părea că am gaură în ureche. Și dacă eram în timpul operației, aș zis, doctore, nu mai tăia din ureche, că îmi trebuie. Exact. Nu, câteodată e mai bine ca pacienții să fie acolo unde e locul lor și medicii să fie acolo unde e locul lor. Să fie adormiți, adică? Pacienții, da, nu medicii. Pacienții, da, adică din categoria lasă-mă să te ajut. Exact. Da, de multe ori, poate unii nu vor să plătească mâna a doua și vor să fie ei mâna a doua. E interesant și așa. Trebuie să o pui și în felul ăsta, că poți să faci... Da.
Poți face economie. Deci nu ești adeptul cuțitului. Sunt adeptul cuțitului atunci când restul de proceduri nu mai sunt. Deci dacă varză plasturii cu ardei iute, exact. Pastilele pe gură, cremele de toate felurile. Am mai scăzut reclamele astea cu cremele de inflamații. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Bă, se cumpără în principiu. Se vând singure. Exact. Deja de ce să mai bagi bani în reclame? Da, dacă exact. Oamenii oricum sunt bine pe traiectul lor acolo unde... Da, sunt. Da, da. E păcat să dai bani. E undeva o fabrică care face mult gel de ăla? Sunt multe, nu una. Sunt foarte multe. După care, deci am înțeles, pastile, creme, plasturi și apoi poți să ajungi până la cuțit, la fizioterapie. Kinetoterapie, schimbarea un pic a stilului de viață, să mai slăbești puțin, spre exemplu, dacă ești foarte gras, să îți întărești musculatura coloanei. Uh-huh. Sunt pași pe care eu îi văd foarte importanți, dar în stadii incipiente de boală, să zic așa, mm-hmm. adică în stadii în care boala nu e deja depășită din punct de vedere al tratamentului ăstuia convențional. E, mai avem o variantă, care asta e mișto de tot și vreau să vorbim de ea. În cazul herniilor, în principal pentru astea care sunt mai jos, de disc lombar, toracal inferior. Sunt niște proceduri foarte frumoase care se fac, super ghidate, sub CT, în care poți să intri cu un ac după ce îți faci un planning foarte bun, intri cu un ac exact cât ai calculat acolo, la unghiul pe care l-ai calculat, ajungi în vecinătatea herniei de disc acolo și infiltrezi selectiv rădăcina nervoasă care este inflamată. E, prin chestia asta tu reușești să tai inflamația din zona aia, să tai durerea de la sursă. Asta nu înseamnă că tratezi efectiv hernia de disc, dar datorită antiinflamatorului pe care îl folosești, se pot fibroza un pic pereții herniari și ea să nu mai aibă o evoluție atât de rapidă. Adică sunt pacienți pe care i-am infiltrat și care au fost bine 2 ani, 3 ani, mai mulți ani, sau pacienți pe care i-am infiltrat, evident că la fel de corect, de fiecare dată că planning-ul este 100% corect, și care au mers bine 2-3 săptămâni până când a trecut efectul antiinflamatorului, de fapt. Deci tu vrei să spui că îl pui pe medic, că vorbeam de doctorul Virgil Ionescu mai devreme, da. Îl pui sub CT, deci te uiți la el cu computerul tomograf în timpul operației și îl injectezi, te duci acolo cu acu? Mă duc acolo cu acu, da. Eu, practic, împreună cu doctorul imagist, facem planning-ul împreună și eu fac procedura. Cum poți să bagi acu acolo? Păi poți cu un planning adevărat, știi exact pe unde intri, știi ce faci. Dar la CT poți să bagi chestii metalice, că acolo mănânc că e metalic. Da, nu, la remene ai probleme. A, la remene, tot timpul le încurc. Nu, la CT e ok. La CT, ok. Și poți să faci, evident, și o reconstrucție tridimensională, vedem exact așa cum e mulajul ăla. Deci practic... Eu vin din spate. De unde vii? Da, încoace. Deci, practic, eu intru, aici e musculatura paravertebrală și aici e linia spatelui. Așa. Okay? Eu pot să intru prin piele, prin musculatura paravertebrală. Ia-te un pic mai să vadă la camera, se vede la camera prin, asta? Deci, prin piele, prin musculatura paravertebrală, pot să ajung exact acolo unde... Opa! Ce bun a fost! Ok. Iartă-mă, te rog. Na, câteodată așa se întâmplă și în realitate, crapă ăla de tot și... Ce tare! Un dezastru. Iar, dar e apă, nu? Ia, nu știu ce. Teoretic e apă. Nu miroase nimic. Miroase plastic, okay. Apă. Așa. Ok, deci poți să intri acolo și poți să infiltrezi exact acolo. Eu intru printre oase, practic printre toate structurile, nu lezez nervi, nu lezez din astea vase de sânge. Ok, să excel cu colegul meu șervețel. Te rog. Deci practic ai intrat cu acu, ajungi acolo și te duci până lângă el. Până lângă... Dar nu-l înțepi ca să nu fac așa. Evident. Evident, nu înțepă hernia, nu înțepă rădăcina nervoasă. Pacientul poate să aibă în momentul în care eu ajung în vecinătatea rădăcinii nervoase, poate să îi reproduc durerea pe care el o are în mod normal. Și atunci știi că ești bine. Că e acolo unde trebuie. El îmi zice, mă doare exact acolo unde mă doare în mod normal pe mine. Mhm. Deci, și tu practic îi pui antiinflamator să dezinflamează chestia aia? Exact, se dezinflamează aia. Îi pun și un anestezic pentru ca intraprocedural să am ameliorarea durerii, exact atunci. Uh-huh. Și practic pacientul se dă jos de pe masă fără durere. Fără durere. Am foarte mulți care zic, wow, mi se pare incredibil faptul că nu mai am nimic din ceea ce am avut în ultimele luni de zile. Da. E adevărat, iarăși, că pentru dureri de genul ăsta se dădeau opioidele alea în America? Opioidele se dau pentru orice fel de dureri. Dar se mai dau pentru așa ceva? Da, se dau în continuare. Tu vrei serios? Dar cum să nu? Și la noi. Știi scandalul cu familia Seckler în America? Este
una dintre cele mai nasoale chestii din istoria medicinei. Ok, spune mai multe că nu știu. Nu știi? Chiar nu știu. Deci e o familie care efectiv sunt putrezi de bogați, okay. Au făcut zeci de miliarde, toată familia, din vândut medicamente care conțin opioide. Ok. Oxycontin, spre exemplu. Mhm. Și care aveau tot felul de metode din astea de a le vinde către pacienți, să convingă și pacienții, dar în același timp să-i convingă și pe doctori să distrugă orice fel de formă de durere și să le dea pacienților opioide. De-au ajuns la această criză a opioidelor în America, opiacei, opioide, cum le ziceam la noi în România? Opioide. Opioide. Deci era așa de mult încât oamenii au ajuns dependenți, pentru că e ca heroina. Mm-hmm. Evident. Păi sunt derivați. Și până să îi oprească până la urmă, tăbărâ cu procese pe ei după ce sute de mii de oameni, se estimează că sute de mii de oameni au murit din cauza faptului că au devenit dependenți, da. Ceva îngrozitor, avea un plan să facă inclusiv pentru copii. Mamă, asta chiar mi se pare... Deci la capitolul durere, oamenii sunt dispuși să bage în ei multe lucruri când doare. Hai să zic că e mișto cu durerea o chestie. Apropo de durerea asta din hernia de disc, sunt mulți pacienți care au dureri foarte nasoale, violente. Și le spun că atâta timp cât doare, e încă bine, că înseamnă că nervul este viu. Cât doare, bine. Problema e când amorțește și nu mai îți simți bine o parte din picior sau din mână. Sau, mă rog, nervul ăsta trece printr-o gaură osoasă. El iese dintr-o gaură osoasă. Când hernia respectivă vine și îl presează contra unui perete osos, îi taie vascularizația, pentru că vasele care îl hrănesc vin împreună cu el. Se numesc vasa nervorum. Făcând presiune pe vasele alea, ușor, ușor, nervul începe să moară. Dar asta în condițiile în care tu ai ajuns să ai o hernie compresivă acolo, intraforaminală, care e evident violentă prin simptomatologie. Adică știi că deja ceva e un pic în neregulă. Și sunt pacienți care iau opioide, iau multe medicamente și încep să nu mai aibă durerile astea sau le suportă, sunt foarte stoici așa, și le duc mai departe. Și la un moment dat începe să nu-i mai doară. Să nu-i mai doară la fel de tare și atunci se bucură toți, vai de mine, am scăpat de hernie, cât de mișto, nu m-am operat, nici nu m-am dus la doctor, măcar că mi-a dat mie farmacista ceva bun și ajung practic să le moară porțiuni din nerv sau tot nervul. Evident că musculatura inervată de acel nerv începe să se atrofieze, evident că nu mai au senzație pe traiectul nervului și dezvoltă mersuri specifice pentru fiecare rădăcină nervoasă care începe să moară. Adică încep să meargă strâmb? Da, încep să meargă strâmb. Încep să-și folosească piciorul într-un mod natural. Adică încep efectiv să meargă, să-și arunce un picior, să cosească cu el, să aibă un mers specific. Adică vezi pacientul când îți intră în cabinet, dacă deja îl vezi că merge prost, îți dai seama că de fapt a venit destul târziu. Ok. E prost. Asta e scary. E scary, e real, din păcate. Asta cu infiltrația e bună, dar e bine să nu abuzăm și să nu o facem în hernii în care știi sigur că infiltrația doar îi ameliorează un pic durerea, dar ea poate să evolueze. Dacă e intraforaminală în interiorul canalului și vezi clar că ea pasă rădăcina nervoasă, ăsta poate e mai bine să-l trimiți direct la un specialist ca să se opereze. Dar cât de repede ați să mă duc la doctor? Că dacă mă doare... Sunt coloana, câteva spatele. Simptome. În primul rând, dacă te doare spatele, ar trebui să ți se ridice un mare semn de întrebare dacă se lasă durerea aia pe un picior sau pe celălalt sau pe amândouă. Deci asta este primul trigger sign că ceva e în neregulă, dacă începe să doară și să iradieze pe picior. Cât doare în spate, să zic așa, e mai degrabă o contractură musculară și asta e ok. Deci dacă se duce pe picior, apasă pe nerv și asta e o problemă. Se duce pe picior, e clar că irită rădăcina nervoasă și trebuie să investighezi. Și atunci te duci la doctor. Odată în viața am reușit aproape să bat 100 de chile. O, Doamne! Și m-am speriat când a început să mă doară piciorul stâng. Se ducea așa pe picior frumos și am știut clar că e nervul sciatic. Nu mă cert. Sciaticul sau alți frazai lui de mai sus? Și pe aici am slăbit, mi-a trecut. Trebuie să mă duci la doctor? În cât timp ai slăbit? Câteva luni. Și în cât timp ți-a trecut durerea? Destul de repede când am început să slăbesc. Destul de repede. Probabil că în momentul în care ai început să slăbești, ai schimbat un pic și stilul de viață. Adică sunt sigur că nu doar ai luat niște pastile de slăbit și atât, și ai devenit mai activ, ai început. Dacă era o Ozempic atunci, cred că luam. Să știi, toți alegem calea mai ușoară, din păcate nu e cea mai bună. Nu că aș fi împotriva Ozempicului, mi se pare extraordinar pentru pacienți care au indicație pentru el. A fost făcut pentru diabet 2. Exact. Acum vorbim despre el pentru că este vedetă pe toate gardurile și, bine, cel puțin afară în străinătate. Este și scump, e vreo $900 pe lună, ceva. E nebunie cu el. Sunt unii care au ajuns să pună mâna pe la noi pe el, dar se vorbește destul de puțin.
Pentru că încoate, se dă cu rețete. Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că atunci când te doare, ești dispus să faci multe lucruri, inclusiv să iei astea, nu doar antiinflamatoare. Și opioide și toate cele derivați. Dar avem noi așa ceva în piață, opioide? Se avem dau? Derivați de opioide, cum să nu, bineînțeles. Se vând legal la noi? Bineînțeles, se prescriu legal. Se prescriu. Bineînțeles. Ei se cumpără în baza unei prescripții. Depinde pe cine știi. Așa. Nu fi rău. Cum era și cu propofolul? Propofolul are altă, din fericire, are un alt regim. Ele sunt medicamente ținute sub cheie de cele mai multe. Evident. Adică, sigur. Mai ales acum. Acum, dacă știi pe cine trebuie, poate faci rost și de propofol, dar e greu. Mai bine nu. Mai bine nu. Vedeți că cuvintele pe care le auziți aici, faceți-vă cercetarea, nu vă apucați, nu vă băgați în așa ceva, că e danger, e periculos. Este clar. În momentul în care eram bine supraponderal și începuse să mă doară, atunci mi s-au prins girofarurile și eram dispus să fac destul de multe lucruri. Da, am intrat într-adevăr pe dietă, că mâncam multă pâinică și cartofiori. E bun. Păi. Tot ce e bun e îngrașă sau e imoral, ilegal, nu? Da și nu. Acum, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că eram doar dependent de făiniță. Da. E tot ce ai o dependență. De acum nu mai simt lipsa așa rău. Mai degrabă de zahăr aș zice că e dependență. Păi da, păi tot de zahăr, carbohidrați acolo. Bineînțeles, acolo e problema de fapt. Cred că aici e... Deci, practic, tu ești într-un business în continuare cu industria de mâncare, care îți livrează pacienți și la fel și cu stilul de viață. Din păcate, eu le dau bani lor și nu ei mie. Apropo de business, că na, noi cumpărăm mâncarea, nu vin ei să ne plătească pentru ceea ce facem. Da. Dar zice cineva foarte bine că, practic, dăm bani mulți pe mâncare procesată, care apoi ne livrează industriei farma. Corect. Ne iau așa, unul câte unul. Corect. Dacă vrei să mănânci mai ieftin, plătești la schimb cu faptul că industria alimentară te va da pe mâna industriei farma. Asta cu mâncatul mai ieftin, să știi că e cu două tăișuri. Depinde cât timp ai. Dacă ai mai mult timp, poți să pregătești ceva mai ieftin și care să fie de super calitate și să fie bun și să fie sănătos. Da. Dacă n-ai timp, te duci la fast food-ul nu știu care sau celălalt, de lângă el, și mănânci ceva gen pui și zici că ai mâncat ceva și ai dat puțin bani și ești fericit o perioadă și după aia vin peste 40 de ani, 50 de ani facturile. Mi s-a părut foarte tare ce mi-a zis o colegă de aici, zice, bă, nu știu ce se întâmplă, de fiecare dată când mănânc de la ăștia, mi se face foame foarte repede după. Ele conțin fel și fel de săruri, fel și fel de aditivi care îți provoacă senzația asta după, da. Îți cresc osmoza, da, bineînțeles. Adică ei conțin niște substanțe care îți fac... să zic așa, sângele mai vâscos și simți o senzație de sete pe care o percepi și ca foame de multe ori și ai senzația că ți-e foame. Și parcă ai mai avea poftă de niște monoglutamat de sodiu să mai iei încă o dată și tot așa. Adevărul că sunt foarte gustoase la categoria gust intens. Da, da, sunt efectiv ca niște droguri. Îți dau după aia niște șaturi de dopamină după ce le-ai mâncat, zici că ești super fericit. Dar se termină, vrei altele și tot așa. Ușor, ușor ajungem drogați de mâncare, practic. Și atunci punem chilele alea în plus și ajungem inclusiv să avem inclusiv problemele astea. Bineînțeles, ajungem cu coloana, cu articulațiile, că evident că toată presiunea care e deasupra se duce undeva. Deci, în primul rând, din kilograme și din sedentarism, da? Stabilitatea asta. Dar dacă asta cu infiltrațiile nu mai e de ajuns, când ajung la cuțit? Și ce se întâmplă? Ajungi la cuțit atunci când durerea este atât de intensă încât nu o mai poți suporta sau când începe să amorțească nervul. Și dacă începe să amorțească nervul și e evident că ai indicație chirurgicală după, o echipă care poate să fie de neurochirurgie pur sau neurochirurgie ortopedie sau ortopedie, că există și ortopezi care fac chestia asta, vine și face o intervenție care îți scoate bucățica respectivă care s-a rupt sau sunt intervenții citate de foarte multe tipuri care pot să stabilizeze vertebrele care se mișcă, care pot să protezeze discul și să pună un disc de silicon. Sunt foarte multe proceduri citate acolo ca să poți să păstrezi practic liber traiectul nervos, ca el să nu fie pensat între două vertebre, să nu fie iritat, strangulat. Mm-hmm.
Cam asta e frumoasă chirurgia. Asta e minim invazivă de multe ori. Sunt incizii mici, de 3-4 cm. Se decolează planurile musculare. Se face totul sub microscop. Recuperarea e super rapidă. A doua zi de multe ori ești acasă și în 2 săptămâni, 3, back to business. More or less. Evident că e de la caz la caz. Dar zic pentru cazurile care sunt mai... Pentru că e una dintre chestiile care ne sperie cel mai tare, mai ales pe noi bărbații, faptul că să ai probleme la coloană, să ajungi să te operezi. Bărbații sunt speriați de felul lor. Nu contează ce probleme au. Adică, okay. Apropo că am fost o perioadă neurolog în Germania și acolo făceam niște puncții din astea în coloană ca să scot niște lichid ceva lor ahidian. De acolo să-l investigăm. Că pe neurologie investighezi. Și la femei făceam, eram doar eu cu pacienta, ea stătea frumos ghemuită la marginea patului, îi băgam acolo, îmi luam ce aveam nevoie, stăteau foarte bine. În schimb, la bărbați erau nevoie de una, minim una, dacă nu două asistente care să-i țină, că ăștia picau un cap leșinau. Era, bărbații întotdeauna sunt mai fricoși decât femeile. Femeile trec prin multe lucruri. La capitolul durere corporală. Evident. Femeile sunt mai bine antrenate pentru durere fizică. Aș zice că da. Sigur, nu toate, dar majoritatea sunt mult, mult mai rezistente decât bărbații. Că le-a pregătit Dumnezeu. Le dă la fiecare 28 de zile, le mai dă un șa de durere, le mai dă un șa de durere și uite așa te înveți cu durerea. Da. La fel e și cu coloana, să știi. Te mai apucă, te mai lasă. Te mai apucă, iar te mai lasă după aia, după ce ai luat antiinflamatorii. Te înveți cu durerea. Problema e că, na, în cazul coloanei e prost să nu rezolvi asta. Pentru că ușor, ușor lucrurile se degradează și irreversibil. Că odată ce un nerv a murit, ăla rămâne mort. E un țesut nobil care rămâne mort. Ok. Apropo de țesut nobil, că tot țesut nobil e și cartilajul, spre exemplu. Și dacă ai o leziune în cartilaj, ăla nu prea crește singur la loc. Nu mai există chestia asta. Adică dacă ai avut o accidentare, să zici, și pur și simplu ți s-a rupt o bucată din cartilaj, să zicem, de pe un condil femoral, în genunchi, șansele ca el să se mai prindă vreodată acolo sunt aproape nule, iar ca altul să crească în loc, trebuie să faci o intervenție, trebuie să faci niște proceduri specifice ca să stimulezi practic ieșirea de celule noi din interiorul mădufei osoase și să refaci, oricum nu se reface ca de la mama natură. Adică faci un fibrocartilaj acolo care nu mai e de cea mai bună calitate, dar e ceva, oricum. Există, ca să nu se frece os pe os. Să nu se frece os pe os, da. Există foarte multe tehnici noi de transplante cartilaj artificial, de scaffolduri din astea osteocartilaginoase artificiale, care ne ajută tare mult. Sunt membrane de colagen pe care poți să le iei și să le lipești acolo unde ai un defect. Și le acceptă corpul? Le acceptă, da. Ele sunt foarte puțin imunogenice. Foarte puțin. Adică sistemul imunitar nu le respinge. Nu le respinge și mai e un lucru, ele fiind intraarticular, practic nu sunt în contact permanent cu sângele, nu prea poți să dezvolți anticorpi, nefiind în contact cu ei, practic în interiorul genunchiului nu prea ajung să fie anticorpi și chestii care intervin în imunitate, care sunt aduși prin sânge, efectiv. Adică e mult mai permisiv decât în cazul unui transplant de organ care e irigat cu sânge și ușor-ușor el începe să fie dat afară, de fapt. Deci în momentul ăsta o durere puternică de coloană, o tasare, o hernie, de disc, exact, sau o, cum îi spune asta când se tocește cartilajul? Artroză, pe scurt. O artroză. Nu mai sunt, practic, o condamnare la imobilitate. În mod cert, acum, la cât de mult au evoluat lucrurile, din punctul meu de vedere, e o chestie de alegere dacă până la urmă te tratezi sau nu. Sigur că e și financiară, întotdeauna e și financiară, dar e un lucru de a alege dacă vrei să fii sănătos sau nu. Sigur că sunt o grămadă de cazuri, de accidentări, de lucruri care pot fi grave și în care se strică clar echilibrul ăsta și nu mai alegerea ta atunci să vrei sau nu să fii tratat. Atunci ești tratat. Ești tratat cât se poate de bine, dar cu toate astea de multe ori se întâmplă să nu poți să fii la fel ca mama natură. Din câte știu eu, cercetarea asta a evoluat foarte mult pentru că fotbal. Drive-ul a fost sportul întotdeauna și medicina sportivă e clar cu un pas înainte, un pic față de... Adică să vezi că fotbaliști care au accidentări în astea destul de nasoale se întorc pe teren, da. E foarte tare. Trebuie să iei că pentru acești fotbaliști, sportul este în primul rând un mijloc de venit. În primul rând, este ceea ce fac. Oamenii ăștia ar fi scoși complet în afara vieții cotidiene dacă sunt scoși de pe teren. Adică ei trebuie să întoarcă repede, trebuie să întoarcă bine pe teren.
Ei nu pot să stea, n-au timp de recuperare foarte mare. Din punctul meu de vedere, în medicina sportivă, indicația chirurgicală se împinge mult mai repede, că vrei să-l ai cât mai repede pe omul ăsta înapoi în joc. Poți să-l tratezi în unele cazuri și ortopedic, să zic așa, funcțional, să faci o imobilizare. El se va vindeca probabil mai mult sau mai puțin corect. Să zicem că îl imobilizezi într-o poziție corectă și se va vindeca corect, dar e important dacă se vindecă într-o lună sau în 5 sau în 4. Adică pentru un atlet își pierde masa musculară, el nu mai poate să se antreneze. Asta vreau să te întreb, că de cele mai multe ori să intervii pe probleme în astea de orto înseamnă ca omul ăla să iasă din regimul lui de antrenament. Mă cert. Și își pierde masa musculară și adaugă kilograme. Da. La fotbaliști chiar mă uitam la un serial pe Netflix, cel despre David Beckham, și am văzut că el a filmat pentru o reclamă la un moment dat aia cu gladiatorii și a luat multă masă musculară în partea de sus a corpului pentru acea reclamă. Și se pare că jocul lui a fost stricat din cauza asta, pentru că nu mai avea centru de greutate exact acolo unde trebuia și s-a simțit, el fiind un jucător de top, îți dai seama că se simte orice, nu un kilogram în plus, orice modificare de structură, de fapt. Orice modificare a centrului de greutate, de articulațiile, bineînțeles că preiau altă încărcare, ele știu alte informații pe care le primesc și le dau corpului. Nu e niciodată atât de simplu că am chile în plus, dau chile jos, fac sport și o să fie bine. Totdeauna este despre, ok, câte kilograme am, la câte vreau să ajung, fac sport, ce fel de sport fac, ce duce structura mea, pentru că poate nu mai am o vârstă. Exact. Știi care e chestia? E, corpul ăsta e tare rău câteodată, pentru că el are o memorie fantastică și el știe că tu ești gras, în sinea lui el știe că tu ești gras, deși tu ai slăbit, și de-aia de multe ori ai un rebound. Deci de fiecare dată după ce slăbești, dacă nu o faci în timp lung de, nu știu, luni, ani de zile să fie slăbirea asta, tot timpul vei avea un rebound. Adică ar trebui să schimbi cu totul stilul de viață și de alimentație ca să poți să zici, băi, uite, am slăbit sustenabil pe termen lung și să te ții după aia de ceea ce faci. Mm-hmm. Adică dacă tu te bucuri că ți-ai făcut o injecție sau că ai făcut un fasting sau că ai făcut mai știu eu ce dietă în care mănânci numai proteine, ai slăbit 15 kg, 20 de kg sau cât slăbești acolo, ai mari șanse în momentul în care te-ai oprit în chestia asta să le pui la lume. Și, de fapt, ai făcut și rău organismului. Pentru că mâncând aiurea îți distrugi rinichii, îți distrugi ficatul, faci și alte. Da, adevărul e că m-am obținut cu greu, am vrut să fac o postare, dar evit să fac eu recomandări în astea de sport. Vreau să spun că am găsit o cura minune ca să slăbești și să intri în formă. Și anume? Durează doar 3 ani. Exact. Adică eu am început transformarea asta tot așa, cred că un pic înainte de pandemie. Uh-huh. Mă apropii de 4. Super tare. Și am văzut că în tranziția asta este foarte grea. La început ai pleci tare, vezi deja prime rezultate, după care vine plafonarea, după care... Exact, aia e cea mai grea perioadă. Când vine plafonarea după ce ai rezultate. Trebuie să fii tare. Trebuie să ai psihicul tare ca să... E bine, eu n-am fost întotdeauna. M-am întors. Am avut și inspirație bună de la soția mea, care este foarte metodică la capitolul ăsta. Dar cel mai important e că am avut șansa să lucrez cu oameni care știau ce să facă, pentru că adevărul este, eu cel puțin nu cred că am puterea, tăria să-mi fac singur și să urmăresc un program de antrenament și să-mi fac toată partea de nutriție. Am stat de vorbă cu un nutriționist. Acum, spre exemplu, lucrez cu Florin, că-l știi. Da. Și oameni de genul ăsta care știu ce trebuie și ce poți să faci și să te ajute, practic, până la urmă, ei nu sunt pompieri. Trebuie să intervină cumva în stilul tău de viață, dar în cele din urmă, uite, îi ziceam lui Florin, spre exemplu, că el trebuie să stea după mine în sală și să-mi zică ce să fac. Și de multe ori am serii. Și eu la a treia sau la a patra serie încă îl mai întreb ce urmează. Pentru că creierul meu refuză să țină minte care sunt exercițiile pe care trebuie să le fac. Corect, și e foarte important ca să respecti în timpul seriei, să respecti aceeași ciclicitate a exercițiilor, pentru că ele sunt menite să îți lucreze anumite părți ale corpului și să le lase pe altele să se relaxeze în timpul ăla și din nou să le iei pe celelalte care s-au relaxat, să le muncești pe ele. Practic, ciclurile astea sunt o găselniță extraordinară ca să poți să faci mai mult, să nu obosești.
Degeaba faci 100 de repetări din ceva și după ești mort. Mai bine faci 30 de repetări și le variezi cu alte 30 și alte 30, îți ții pulsul undeva la 130-150, că asta e cel mai important, nici să nu ajungi cu pulsul prea sus. Da, sunt chestii sustenabile. Și că tot ziceai de nutriție, mi se pare asta e o chestie nefăcută până acum sau prea puțin băgată în seamă. Cel puțin în ortopedie e foarte important statusul nutrițional al unui pacient în momentul în care l-ai operat și trebuie ca el să se refacă. Fie că vorbești de mușchi, de tendoane, de oase, trebuie ca omul ăla să aibă niște proteine din care să se vindece. Adică dacă tu, spre exemplu, operezi un pacient care are deficit nutrițional de temirce, la proteic în principiu, el se va vindeca mai greu. Deși tu l-ai operat la fel de bine ca pe altul care s-a vindecat mai repede, ăsta se va vindeca întotdeauna mai greu. De-aia sunt pacienți, spre exemplu, fragili, frail patients, care, spre exemplu, fac dializă și au deficite din astea proteice foarte mari, au deficite de minerale foarte mari, pe care ajungi să-i operezi, că evident au căzut, au făcut o fractură, nu s-au accidentat la sport. E, ajungi să-i operezi și, de fapt, trebuie să te chinui să le corectezi cât uși de puțin deficitul ăsta nutrițional ca să le poți acorda o șansă să facă acolo un calus, adică un os nou format, să se vindece. Pentru că, de multe ori, deși tu i-ai băgat un metal în el acolo, osul nu se vindecă. Orice metal, că asta e o filozofie foarte importantă pentru ortopezi. Orice metal are o rezistență la încărcare, o rezistență care este mult mai mare pentru o singură încărcare sau pentru un ciclu scurt de încărcări, dar care în timp, pentru o încărcare minimă, el cedează. Adică dacă osul tău nu s-a vindecat în lunile pe care le aștepți și tu protejezi practic chestia asta în lunile alea, dacă el n-a apucat să se vindece osul și toată rezistența ta a stat într-un metal, îl vei rupe orice metal este acolo. Vrei serios, poți să rupi fierul ăla? Poți să rupi titan, poți să rupi orice, fără niciun fel de... Deci sunt încărcări ciclice minime, dar care slăbesc practic structura metalică. Dar poți să treci cu fiarele alea în tine, pentru că știu pe cineva, spre exemplu, care a făcut o fractură de femur și face sport bine mersi cu metalul acolo. Poți să treci cu fiarele alea în tine dacă nu te deranjează. Pentru că se întâmplă câteodată, după ce pui temirce, mijloace din astea de osteosinteză, să fie bine o perioadă și după care să înceapă să doară când se schimbă vremea sau începe să migreze puțin materialul respectiv pe care l-ai pus și să începe să simți că ceva nu e în regulă și evident că atunci îl scoți. Dar evident că trebuie să treacă o perioadă de timp și tu să știi că osul ăla s-a vindecat acolo ca să poți să-l scoți în siguranță. Că dacă l-ai scos și osul nu e vindecat încă și era doar pe cale de vindecare, ai făcut mult mai rău, că se va rupe din nou. Dar mi se pare tare că vorbesc cu un ortoped care îmi spune că el începe de la nutriție. Da, adică asta ți-am și spus mai devreme. Eu consider că pacientul ar trebui tratat de o echipă de oameni care se pricep la chestia aia. Ar trebui făcute, din punctul meu de vedere, centre de excelență în tratarea pacienților ortopedici, să-i numim așa. Adică nu... Păi nu asta au încercat cei de la Monța? Au încercat, așa este, și au și reușit. Ok. Apropo, îmi place și la Monța, dacă vrea cineva, poate să mă găsească și pe acolo. Și pe acolo. Da. Dar ce mi-a plăcut mie ce mai tare, că de așa am ajuns să aflu de tine, îmi cer scuze că din fericire n-am avut nevoie. Doamne ajută. Da, exact. Florin îmi spunea că el, în loc să facă un centru medical unde să vii deja când ești paradit, când ești accidentat, el vrea în interiorul centrului lui de sănătate să aibă nu doar antrenori buni, oameni buni de nutriție, osteopați, vrea să aibă și doctori și de-aia mi-a povestit de tine. Așa, da, așa am aflat. Este un plan foarte frumos. Noi avem o colaborare foarte bună. Eu cred că trebuie închis cercul și trebuie ca la pacienți care merg un pic ciudățel sau greu, spre exemplu cu fitness-ul, vezi că parcă nu poate să ridice la fel cu un număr ca și cu celălalt. Eu sunt unul dintre ei, că și eu fac fitness și ridicam greu cu un număr. Și mi-a spus antrenoarea mea, ai o problemă cu umărul ăla, încearcă să vezi despre ce e vorba. Evident că doctorul nu se investighează, că noi suntem cei mai proști pacienți. Dar dacă sunt oameni care, la care se observă ca un deficit, de orice natură ar fi bine să fie văzut totuși de un medic. Măcar să îi faci un examen clinic, să vezi dacă ai nevoie mai departe de niște investigații, care oricum acum investigațiile sunt atât de bune încât trebuie să nu vrei să investighezi un pacient ca să n-ai rezultate. O să rămân cu ideea asta pe care mi-ai spus-o, cred că o pun și titlu, că în momentul ăsta să fii sănătos este o chestie de alegere. Da. Chestie de alegere. Pentru că, sigur că avem acces. Sigur că și e și o chestiune financiară. Dar trebuie să plece de la voință, că dacă sănătatea e mai importantă decât toate, că trebuie să treci pe picioare. Da. S-ar putea ca banii să devină secundari, adică trebuie să faci eforturi ca să ai grijă de sănătatea ta. Și din discuția noastră mi se întărește ceea ce cred, că ai nevoie să te vadă alți oameni. Nu mă cert.
că faptul că tu te uiți în oglindă și vezi că antrenamentul ăla pe care l-ai luat de pe net sau pe care tu l-ai făcut de capul tău te-a făcut să arăți un pic mai bine, s-ar putea. Dar în realitate, eu, spre exemplu, mă distrează foarte tare când se uită Florin așa la mine, știi? Și face așa cu scannerul. Da. Și eu nu pot să fac chestia asta cum o face el. Eu mă uit în oglindă, dar nu văd ce vede el. Pentru că el se uită foarte mult la poziția corpului tău în momentul în care tu faci exercițiu. Trebuie să fie niște poziții care să fie normale. Să genunchiul ăla. Exact. Noi toți suntem niște puturoși de felul nostru. Toți oamenii pe planeta asta. Nu suntem noi. Mușchii noștri caută soluția ușoară. Exact. Întotdeauna caut soluția mai ușoară și întotdeauna o să lași un unghi la genunchiul ăla un pic mai mare, că e mai ușor să tragi decât să stai cu el drept la 90 de grade. Așa se întâmplă. Încercăm să ne fofilăm mai mult sau mai puțin pe toate planurile. Toți vrem viață bună într-un final, dar sigur că atunci când tragi linie, dacă vrei numai asta și nu te interesează cum o obții, nu o să ai niciodată. Da, chiar și așa și oameni pe care îi văd foarte dăruiți, care trăiesc într-un stil de viață cu mult sport și multă mișcare și ei ajung să aibă probleme de accidentări care vin din greșeli. Nu sunt accidente, vin din greșeli. Supra-solicitări, nici nu-ți dai seama când supra-soliciți de fapt, spre exemplu, exact. Articulație mai mult decât trebuie pentru că tu faci niște exerciții pe care nu le stăpânești. Le faci, nu-ți dai seama că faci greșit și după aia îți strici articulația, spre exemplu, oricât femurul de tentai patelară. Uite, asta e o articulație care mi-a venit acum în minte. E articulația între rotulă și femur. Așa. Sunt foarte mulți oameni care fac genuflexiuni, fac cu greutăți. Unii dintre ei de la mama natură au rotula care calcă un pic mai în lateral, mai în exterior. Și acolo ei fac un sindrom de hiperpresiune rotuliană. Da? Li se inflamează articulația. Ei continuă cu sportul, dacă nu-i nimeni să le spună că, de fapt, băi, nu-i bine ce faci. Oprește-te acum, lasă un pic de pauză, puneți niște benzi kineziologice, fă altceva. Modifică puțin traiectul rotulei pe femur. Sigur că dacă sunt chestii foarte grave, ajungi la operație, bineînțeles, ca să modifici acest traiect al rotulei care nu calcă bine în șanțul de pe femur. Soluții sunt multe și sunt frumoase. Mie îmi place ortopedia și noi doi avem ceva în comun. Ne jucăm cu jucării de oameni mari. Ție îți plac gadgeturile, mie îmi plac gadgeturile noastre ortopedice care sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Avem și roboți în ortopedie. Da, am văzut. Da, e... Cu ce lucrați? Deocamdată, Monța, în momentul ăsta, nu are, dar va avea. Din câte cunosc eu, e un singur robot la noi în România și cred că și în Europa Centrală Estică. N-aș da nume neapărat. Ba da, zi, firme, da? Sunt curios. Cu robotul Mako de la Stryker. Ok. Am avut o șansă să mă joc cu un Da Vinci XI, care este deja devenit... Este pentru chirurgie generală. Pentru ortopedie, practic, sunt niște chestii dedicate separat. Nu sunt niște roboți în adevăratul sens al cuvântului, sunt niște brațe haptice, de fapt, care îți coordonează mișcările tale și poți oricând să preiei controlul a ceea ce faci. Adică nu e că dacă vrea robotul, face robotul. It's not the case. Nu încă. Ești in charge. Da, încă da, ești in charge. Da, o să poată robotul ăla să opereze singur? Dacă s-o găsi vreun om suficient de nebun la cap să-l lase să opereze singur, o să poată, dar deocamdată... A, îți garantez că găsim. Acum trebuie să vrea și opinia publică să accepte așa ceva, să fie operat de un robot. O ai accepta? Acum? Dacă îmi arată ce are de gând să facă și îmi garantează că poate să o facă cu precizia... Mai bine sau egală cu cel mai bun chirurg uman pe care îl pot găsi? Da, sigur. It's a no-brainer. Sunt de acord cu tine. Din păcate, tu iei o decizie în necunoștință de cauză, pentru că ție ți se arată niște lucruri pe care tu vrei să le auzi, de fapt, dar nu stăpânești fenomenul. Deocamdată, noi nu-l stăpânim. Tu accepti ceea ce ei îți prezintă ca fiind cel mai bun. Sigur că sunt niște studii în spate care îl scot pe el ca fiind cel mai bun. Problema este când ai ceva care este de tipar. Dacă ai un incident intraoperator pe care nu l-ai previzionat, exact. Atunci trebuie să poți să preiei control. Da, corect. Adică sunt etape dintr-o operație pe care le poți face și sunt foarte sunt bine etape. De făcut. O operație... Știi că și la mașini, înainte trebuia să fii tu atent la tot, acum face și eu o parte din operații. Da, în curând o să le facă pe toate. Da. Și noi o să dormim liniștiți până la atunci bătrâneți. Și nici nu o să știm de ce am murit, de fapt. Apropo de chestia asta, uite, abordul, cum tai pielea și ce se întâmplă pe sub piele până ajungi la os, numai omul face. Pentru că sunt întotdeauna variante anatomice. Întotdeauna anatomia nu este la fel la tine, cu a mea și cu a oricărui altui om.
Da? Și trebuie să poți să te adaptezi acelei anatomii. Deocamdată AI-ul n-a ajuns acolo încât să cunoască toate variantele anatomice și să poată să stabilească un plan perfect de a tăia. Dar va putea? Dumnezeu știe. Și da, va putea. Cred că va putea. Eu, în locul ăștia de la Stryker, spre exemplu, sau Da Vinci, toate astea, aș face un centru însă cu doctor foarte bun și în momentul în care robotul are un semn de întrebare, intră ăștia prin 5G de la distanță. Da, trebuie ca cineva să fie pregătit pentru asta și să urmărească operația în timp real. Adică, da. Adică nu poți să-l suni pe unul care face altceva în momentul respectiv. Nu zici că e în altă operație, dar face altceva și n-a urmărit operația aia până în punctul respectiv. Da. Pentru că e efectiv ca un puzzle pe care nu poți să-l faci da. Pe loc. Bine, dar știi că sunt oameni pentru care se aduc doctori de la distanță uriașe. Se zboară doctorul de la capătul lumii pe niște bani mulți. Corect. Ar putea să opereze doctorul la, de la distanță, remote? Da, există deja chestia asta, încă nu în ortopedie, dar există în chirurgie. Există așa. Telemedicină și poți să ai, practic, tu să fii la consola robotului în Noua Zeelandă și brațele pregătite de un alt coleg de-al tău din România să opereze ceea ce tu faci de acolo, printr-o conexiune de net bună, evident. Și evident că fiind o echipă... Te-ai văzut așa ceva? Eu n-am văzut efectiv, dar am citit despre asta și știu că există. Ok. Trebuie musai să existe o echipă în spate care să preia operația. Întotdeauna o operație trebuie preluată în caz că se întâmplă ceva. Da. Unele operații sunt amenințătoare de viață, adică cu risc vital, și în momentul ăla ar trebui ca oricare coleg de-al tău să poată o preia și să o termine. N-am obsesie pentru chestia asta. Nu cred că trebuie să ne opereze roboții. Mă gândesc doar la scenariile în care nu ai acces la un doctor foarte bun. Adică îmi trebuie alternative. Trebuie rezervă la rezervă dacă e nevoie. Exact cum ai zis, trebuie să fie cineva care să preia. Dar cred că și la doctorii umani, spre exemplu, nivelul de specializare al unui doctor îi permite să ajungă să fie excepțional la un anumit tip de operație. Corect. Și în cazul în care am problema aia, dacă omul ăla nu poate să facă o călătorie, aș vrea să mă poată opera de la distanță, dacă e cel mai bun. Corect. N-ar trebui să fie posibil? Eu cred că da. Cred că da. Deocamdată nu cred că s-au imaginat, cel puțin în ortopedie, scenarii de genul ăsta, pentru că trebuie să fii acolo în momentul în care folosești robotul. Ca să folosești brațul robotic, trebuie să fii acolo. Momentan. Momentan. Ceea ce e foarte frumos și e foarte bun pentru chirurgia asta este că ai un planning preoperator pe care trebuie să-l faci foarte riguros pentru ca robotul să te poată îndruma, ca tu să respecti planningul ăla, tu trebuie să tot tu ca om faci planningul preoperator. Tot tu îți pui toate marcajele acolo unde ai nevoie ca el să, da. Să ajungă. Și în funcție de ceea ce tu ai plănuit, ajungi la un rezultat. Problema e că dacă faci un plan prost, o să ai un rezultat prost întotdeauna. Adică planul nu poate să ți-l valideze neapărat altcineva, decât tot tu ești responsabil de el, cel puțin deocamdată. Aici ar fi bătaia peșterului, dacă mă întreb, să fină unul care într-adevăr să știe să planifice foarte bine o operație și să zică ok, așa ar trebui făcut planning-ul pentru pacientul ăsta. La unghiul nu știu care, tăiat acolo, făcut chestia asta. Da. Adică asta poate ar fi o soluție mai corectă. Deci zici că există un astfel de robot care se operează inclusiv pentru ortopedie. Da, există. Pentru că, din câte știu, roboții au apărut nu doar pentru că ne plac roboții, ci pentru a elimina tremurul mâinii omului. Pentru că omul, oricât de bun ar fi mâna lui, că nu-i tremură, tot are un minim tremur. Evident. E imposibil să nu Evident. Ai. Și mai e altceva. Robotul te obligă să-ți respecti planul pe care l-ai făcut. De multe ori, în cursul unei operații, poți să fii distras de niște pași intraoperatori și să poate să deviezi un pic de la planul pe care l-ai avut inițial. E, robotul te va obliga să-ți respecti acel plan. Sigur că poți oricând să take over. Da. Na, după aia ieși din filozofia robotică și treci pe filozofia standardă. Uh-huh. Ce fel de chestii se operează cu roboții acum? Se pot face proteze. Se fac proteze de genunchi și șol deocamdată la noi. E adevărat ce am auzit că se fac foarte multe proteze din titan printate 3D pentru șolduri? Există proteze printate. Nu cred că sunt doar titan, cred că sunt aliaje care conțin și titan și alte metale la fel de dure. Și la noi cred că au apărut. Dar deja. Se folosesc standard, normal sau se printează pe măsură? Cele care se printează sunt specifice fiecărui pacient pentru care se fac. Ok. Otherwise, cele standard sunt standard. Poți doar să faci o tăiere personalizată pe care să pui o proteză standard. A, să tai din os astfel încât se potrivească. Astfel încât să se potrivească o proteză standard. Sunt două filozofii complet diferite. Și care e mai bună? Acum, dacă poți să ții cont de anatomia pacientului, evident că e bine să ții cont de anatomia lui. Deci printezi. Și măcar filozofic este cea mai bună.
Acum trebuie să avem și proba timpului, pentru că vorbești despre un implant că e bun la 20 de ani de folosință. Adică poate să fie o idee extraordinară și să se distrugă în 4-5 ani și să zici, mamă, n-a fost chiar bine ce am făcut. Sau poate să fie o idee care e folosită deja de 20 de ani, să fie super bună și să mai fie folosită încă 30 de acum încolo. Da, am văzut că chinezii printează protezele astea într-un fel de fagure care să se crească masa osoasă peste proteza. Da, da, da. Sunt materiale osteoinductive, de fapt. Nu neapărat un fagure. Sunt mai multe pattern-uri care pot fi folosite. Nu e un fagure, seamănă. Exact. E o chestie poroasă. E o chestie poroasă, exact. E un titan poros în care crește, practic, osul pacientului. Cum? Pur și simplu ocupă un loc. Adică acolo celulele osoase promotorii, osteoblastele, vin, colonizează respectivul loc, se lipesc acolo. Dar de unde știu ele să vină acolo? Păi ele apar oricum. Adică în momentul în care tu ai tăiat osul sau în care ai rupt un os, ai o fractură, primul pas este că acolo să apară o inflamație, un chiac de sânge și ușor, ușor ăla se diferențieze și la locul ăla să apară osteoblaste. Care astea sunt celulele promotorii, sunt celulele princeps. Astea încep și se diferențiază și ele cresc, se transformă în osteocite și osteocitele astea după aia sunt remaniate de osteoclaste și osteoclastele sunt niște celule, hai că intrăm în niște discuții fantastice, osteoclastele sunt niște celule care vin și remaniază practic ce a crescut în plus. Adică atunci când tu ai o fractură, se face un calus care e mai mare decât ceea ce a fost înainte decât osul normal. E, calusul ăsta după aia vine și este mâncat, automâncat de aceste osteoclaste. Da? Și osul se remaniază astfel încât să fie... Deci corpul își face masa osoasă din nou acolo. Exact. Deci chiar dacă acolo e o proteză metalică. Exact. E, ideea este că tu trebuie să ai resurse. Tu trebuie să ai proteine, trebuie să ai calciu, trebuie să ai colagen, trebuie să ai din ce să faci. Să mănânci ouă cu tot cu coajă? Am auzit și asta. Da. Se macină coajă și se dă la copii. Ai auzit-o? Păcate, am auzit-o. Și? Sunt multe. Nu mai bine îi dai laptic dacă se macină coajă. Dar ce că nu e calciu destul în lapte? Se dă calciu de 3. Cavit, din astea. Sigur, copiii au nevoie, cel puțin în primii ani de viață, de vitamina D, pentru că nu obțin suficientă de la soare, că nu îi ținem în soare foarte mult, de frică să nu-i bronzăm prea tare, să nu-i pârlim, să nu facem cancere. Asta știm noi mai bine, nu ne spui tu nouă cum să creștem copiii. Exact. Asta e aici, înăuntru, că afară e periculos. Chemăm anestezia dacă e. Așa, și le dăm vitamina D, dar în principiu calciu și îl cam iau din alimentație. O alimentație corectă și echilibrată dă suficient de mult. Deci dacă mănânci suficient de echilibrat și ai proteină și mai ales în perioadele astea în care trebuie să-ți refaci osul, deci nu știam că la refacerea oaselor trebuie neapărat proteină. Bineînțeles, bineînțeles. La refacerea a orice din organismul ăsta trebuie să mănânci. Să ai ceea din ce e făcut respectiv lucru. Pe cum faci un vegetarian? Într-o astfel, dacă își rupe un os un vegetarian, cum își repară osul? Păi își ia proteinele din vegetalele pe care din le tofu, mănâncă. Din ce? Din tofu, mănâncă saci de tofu. Mănâncă... Dar mă uiți că nu-i bine să bagi atâta soia în tine. Anyway. Mai găsim și mazăre, linte. Da, așa e. Ce-o fi pâncasele. Sunt popoare pe planeta asta care trăiesc doar cu astea fasole și cu din astea și sunt ok. Sunt absolut sigur. Deci vegetarianismul este o variantă foarte bună dacă ai din ce să-ți iei ceea ce trebuie. Proteinele, adică? Proteinele, da. Mai ales proteinele. Există, la proteine, există aminoacizi care sunt esențiali, unii, pe care nu-i găsești așa ușor decât în carne. Da. Și atunci trebuie să mănânci niște cărniță. Da. Deci, am stabilit așadar că dacă am o problemă la șolț sau astea, ori îmi printezi, ori îmi tai, îmi pui proteza acolo, peste aia vine să faci osul. Da. În diferite. Aderă de proteza respectivă. Și la final o să fii mai puternic decât originalul. Mai puternic, dar cu niște riscuri, bineînțeles. Uite, o proteză de șolț, spre exemplu, se poate luxa dacă n-ai pus-o perfect, în poziția perfectă, la o mișcare de rotație internă-externă, în funcție de ce abord ai folosit și pe unde ai tăiat, ea se poate luxa, poate să sară de acolo. Este o bilă care este într-un socket. Aia poate să sară. Am văzut o animație, mi-a arătat tot așa, Florin, am început să urmăresc și eu pe Instagram chestii de genul ăsta de doctor de alăvăsări. Păi era o animație așa fantastică, cum venea efectiv cu toate straturile și cum pac se băga și ziceam, asta e o biletă de dace toată ziua. Exact. Păi da, nu e departe. Noi, de fapt, ortopezii sunt niște, cum să-i numesc, sunt niște dulgheri, sigur că foarte bine specializați în ceea ce fac, care taie un lemn care sângerează și trebuie să vindeci atât tot. E atât de simplu. Adică folosim niște filozofii destul de simpluțe una peste alta. Trebuie să ai continuitate osoasă, trebuie să ai încărcare pentru ca osul ăla să se vindece. Aveți pasiuni din astea voi, ortopezii, să faceți chirurgie pe copaci vii? Dacă tot zici că e un... Nu, copaci vii, n-avem timp.
Mi-ar fi interesant ce are și din imaginația unui ortoped să ia un copac și să-i schimbe forma, să-l pună. Că am văzut că sunt niște care tot fac spirale, da, 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 par banale. Exact. Mă gândesc să-mi faci ceva pătrat. Posibilitățile sunt nenumărate, acum depinde câte imaginații ai. Mie îmi place să șuruburesc mult, adică am multe șuruburi. Ba șuruburi în oase? Și în oase. Mai știi câte șuruburi ai băgat? Ții numărul? Nu, Doamne ferește. Nu, depinde câte sute cazuri mii. Mii, evident. Sute. Păi dacă te gândești că la o placă, în funcție de cât de mare e, poți să pui na, 6 șuruburi la o placă, la un pacient odată, are mai multe plăci, pui mai multe șuruburi, ai o placă mai lungă, pui și mai multe șuruburi, ajungi la multe șuruburi. Cu diferite șurubelnițe. Și ce fel de clichet folosești de obicei? În principiu sunt imbusuri. Sunt hexagonale majoritatea. Pe hex, ok. Sunt pe PZ1, hex. PZ2 ce bagi? Depinde de mărimea și de implant. Dar ele vin, trusele respective care vin de la firmele de implanturi, vin foarte bine pregătite. Ai absolut tot ce trebuie acolo. Absolut. Poți să repar și o dace dacă e nevoie. Bă, da. Că... bine. N-ai chiar tot ce trebuie, dar sunt scule unele polivalente, poți să faci multe lucruri. Da. E foarte important să știi totuși ca pacient ce implant ți s-a pus. Nu foarte mulți dintre ortopezi, din păcate, scriu ceea ce folosesc. Și ar fi foarte bine să fie așa, în scrisoarea medicală, atunci când pacientul pleacă, să fie scris, am folosit placa nu știu care, de la producătorul nu știu care, am pus atâtea șuruburi, am transpoziționat, dacă am transpoziționat un nerv în dreptul găurii nu știu care, ca următorul care va intra vreodată să scoată placa aia de necesitate, să știe ce are de făcut. Păi numai bine lași o plăcuță cu un QR code acolo pe picior la om, să știe. Dacă poți să obții QR în timpul operației, da, altfel... n-are sens. Pui, faci tu un QR code acolo. Uite, dacă vii după mine, fii atent. Scanează asta. Ca să nu vină la să zică, a, păi cine v-a lucrat aici, domnule? N-a făcut bine. N-a strâns șurubul 5. N-a făcut bine cine v-a lucrat aici. Cine v-a lucrat. Exact. Da, suntem mulți specialiști. Să știi că eu am o poveste horror, deci mie mi-e groază de ortopedie. La începutul meseriei, când umblam prin spitale, ca jurnalist, am nimerit, nu știu cum am făcut, am nimerit într-o sală de operație în mijlocul unei operații. Și era un doctor așa tânăr ca tine, cu un ciocan în mână și cu o tijă. Știi ce facea, nu? Ori o băga, ori o scotea. O băga, de așa. Deci era o biată femeie pe masă și el dădea așa. Și, nu, chestia asta nu o să uit niciodată. S-au mai schimbat, acum tijele nu se mai lovesc. Adică n-ai voie să mai lovești direct în tijă, sigur. Ai da, cum e? Cu vibrații? Cum îi dai? Nu. Tot cu ciocanul, da, dai în altceva, nu dai în tijă. Acum ai instrumentarul cu care o pui, are niște lucruri în care poți să... Deci e dulgherie, exact cum ai zis? Eu ți-am spus. Sunt oameni care se duc la școală 7 ani și după aia nu știu câți ani de rezidenția și tot așa, câte școală ai făcut? Mai contează mult, 12 ani de liceu, până am terminat liceu, 6 ani facultatea, 5 ani rezidențiatul și tot învățăm după ce am terminat. Deci tu abia acum ai... După vreo 23 de ani mai sunt pacienți care vin și te învață au păreri, exact. E, normal. Normal. Și după aia îți vine un ciocan și cu o tijă și să bagi tijă în picioarele oamenilor. Să vezi cât de greu e să o scoți. Că cum se scoate chestia aia? De băgat e proaspăt și să zici că o bagi mai ușor. Dar când o scoți, de multe ori mai crește os peste. Tot așa cu forță, de multe ori. O dai în ea tare. Am văzut niște videoclipuri de... și eu m-am minunat și sunt ortoped. Există așa ceva pe net? Există așa ceva, o să te arăt. Serios? Da. Acum o să mă apuc să caut din astea, că nu o să mă pot abține. Da, e. Deci cum se scot? Le învârți, tragi? Tijele, spre exemplu, că la astea sunt eforturile cele mai mari, ele au un filet în care se înfiletează, practic, instrumentarul cu care le pui. E, ca să le scoți, se numește morcov ăsta, pe care le înfiletezi acolo în filetul respectiv și începi și dai în el. E, și sunt diferite lungimi de morcovi de genul ăsta cu care dai ca să scoți tija respectivă. Am văzut, mă, din astea pe internet. Așa, sunt alea de bagi când nu mai merge filetul, bagi un morcov din ăla. Există și de asta, să dai al filet în sens opus. Există truse de extracție complexe, foarte frumoase, alte ghegeturi frumoase. Fantastic. Da. Ok, hai că am învățat o grămadă de chestii de care nu știam că am nevoie. Dar... încă n-ai nevoie. Da. Păi ce mă fascinează cu adevărat este, înțeleg acum că puteți repara aproape orice, dar mie mi se par genial oamenii care reușesc să-și întărească oasele atât de mult încât fac tot felul de nebunii. Eu urmăresc niște conturi pe internet, spre exemplu sunt aia One Punch Man și da, am găsit inclusiv femei care fac inclusiv asta cu degetele sau doar atât, știi? Și spar chestii. Ai văzut de alea, nu? Da, nu știu cât de reale sunt cărămizile pe care le sparg. Bază reale. Dacă sunt reale, atunci bravo lor, nu vor fi pacienții mei. Sau vor fi când vor găsi cărămida aia mai puternică decât degetele lor. Da, sunt oameni care de aici sparg chestii și cum trebuie să fie osul ăla ca să poți să faci chestia aia? Tare. Osul e tare, să știi.
Osul e foarte tare. Sunt, și ce, tu zici că cedează ligamente sau ce, la ce te referi? Acolo, spre exemplu, lovești cu articulația, nu lovești direct cu diafiză osoasă. În locul ăla sunt articulații metacarpofalangiene. Da. Și alea, na, cât de tari pot fi, că sunt totul niște părți, moi acolo, ai cartilaj. Mă, la un moment dat spărgeam și eu scânduri, că am fost un pic. Se făcuse așa o coajă de cărniță de piele, exact, peste. Păi, na, asta e o adaptare a corpului la ceea ce faci. Dar eu eram în jucărie pe lângă alții care mă mai întâlneam la antrenamente și erau unii care dădeau tare. Uh-huh. Și am văzut, spre exemplu, un japonez bătrân care atunci când dădea așa, zice că dădea după muște, dar foarte ușor, se zicea că ți se rupe mușchiul când atingea cu osul ăsta de aici. Uh-huh. E, păi, na, mușchiul, mă cert, e mai slab decât osul. Dar osul ăsta de aici și tibia le aveau atât de tari și de ascuțite și aveau și, erau și grunțuroase, așa, știi? Te întreb cum e pielea aia de deasupra osului, că în cazul tibiei, spre exemplu, ăsta e un os subcutanat. Deasupra lui e periostul și pielea. Și atâta. Strat foarte, foarte subțire de grăsime, e tot. Și acolo, dacă lovești, ai toate șansele să rupi dacă dai într-un stâlp, spre exemplu, că na, e un impact direct. Tibia e făcută să suporte încărcări mari, torsiuni mari, dar nu știu dacă forțele care vin din transversal la fel de mari. Sigur că ei își cresc rezistența asta osoasă, dar nu e o chestie naturală. Păi nu e o chestie naturală, dar eu am văzut că, spre exemplu, inclusiv își dau cu bățul în tibie ca să creeze microfisuri și ca să vină osteocitrea, de care ai zis tu. Osteoblastele să facă os nou. Se facă fibroză, de fapt, după aia, peste, fibroză osoasă. Deci ce fac ei când își dau așa noase? Se joacă de Dumnezei. Dar le iese? Le iese, na. Eu am văzut niște lovituri de picior care rup chestii. Eu sunt mai puțin agresiv, de felul meu. Ortopedia, da, ea sunt luptători. Ortopedia e o chestie care poate să fie asimilată ca fiind agresivă, ca și intervenții, cel puțin chirurgicale, dar... Nu știu, eu cel puțin sunt unul dintre ei mai pașnici, așa, mai blânzi. Dar la luptători era o chestie aproape, din câte știu eu, intenționată, în care spunea, nu, creează aceste microfisuri ca să se întărească zona aia, ca atunci când dă să fie mai dureros. Da. Și să poată să dea mai tare și să nu-i fie frică că îi se rupe osul. Aia e adaptarea corpului la nou. Corpul e foarte adaptabil. Foarte adaptat. Cât de tare poți să întăresc un os? Ai văzut oase din astea de sportivi din ăștia, de luptători? N-am văzut specific de luptători care să-și fi întărit oasele, dar pot să spun clar că oasele pot să difere ca structură și sunt oameni care au oase tari, 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 diafize foarte tari și sunt oameni, cum sunt femeile la postmenopauză, care fac osteoporoză și atunci asta au oasele moi, foarte moi. Și ajung să facă fracturi din traumatisme minime. Spre exemplu, ajung să cadă, să pună mâna în față și să li se rupă epifiza distală de radius, care este o fractură foarte frecventă. Spre exemplu, la femeile la menopauză. Ce se rupe? Epifiza distală de radius. E practic capătul osului de aici. Că au pus mâna așa. Exact, că ele pun mâna și ăsta se basculează. Îți dai seama că nu e un traumatism de forță mare, dar rupe un os care e fragil. Practic, oasele kilograme în plus, oase mai moi. Nu o să fii uimit. Kilogramele în plus protejează împotriva osteoporozei. Este singurul lucru pe care îl face grăsimea bine. Pentru că grăsimea stimulează cumva secreția de estrogen din ea. De-aia bărbații care sunt foarte grași au aspect cumva ginoid feminin. Le crește fundul, le cresc coapsele, fac un aspect de femeie mai de femeie grasă mai degrabă. Iar acest țesut adipos secretă estrogeni, care sunt apoi folosiți pentru a împiedica activitatea osteoclastelor să mănânce oasele. Deci femeile grase, chiar dacă au intrat la menopauză, au o protecție naturală împotriva osteoporozei. Singura parte bună pe care o găsesc deocamdată la grăsime. Dar grăsime la bărbați, să ai mai mult estrogen în tine, mi se pare horror. Da, e horror, dar e realitatea. Sunt foarte multe. Deci zici că bărbații care au chile multe în plus... Sunt mai feminini. Le cade de multe ori din pilozitate foarte mult. Devin mai feminini, le cresc sânii. Na, fac fel și fel. De efecte feminine. Da. Eu cam minte. Încep să fac niște legături. Remember. Da, erau tricouri pe care nu puteam să le port. Remember and avoid. Da. Never go back. Când alegi un smartwatch, trebuie să decizi dacă vrei să fie elegant, să fie de la un brand anume sau să înregistreze cu precizie bătăile inimii, pașii, somnul și diferitele tipuri de antrenament pe care le faci. Profesioniștii și atleții în general folosesc Garmin tocmai din acest motiv.
Noile Garmin Fenix 7 Pro, cu cei mai noi și mai preciși senzori și cu sticlă din safir, ramă din titan și încărcare solară, sunt acum disponibile pe shop-ul nostru pe Gadget Boutique. Avem atât varianta de 47mm, cât și pe cea mai stilată de 42mm. Intră pe gb.ro să vezi dacă ți se potrivește pentru stilul tău de viață. Noi le purtăm deja de câțiva ani. Și am mai văzut o chestie. Mai ai timp? Că mai am întrebări stupide. Am cât timp vrei tu. Dar mai putem să avem și alte episoade dacă vrei, adică n-am o problemă. Îl știi pe David Goggins? Nu. Deci omul e ireal. E un tip care a avut mari probleme de sănătate în tinerețe, după care s-a apucat de sport și a devenit unul dintre cei mai... Deci el și-a propus ca în viața asta să fie the baddest motherfucker that walked the earth. Ok. Și a mers omul la orice fel de competiție de ultramaraton. De toate felurile. A fost în Navy Seals, în Delta Force. Uh-huh. Acum, spre exemplu, se duce să stingă incendii de pădure în sezonul de incendii din Canada sau din America, de undeva. Anyway, l-am văzut ultima tâmpenie pe care am văzut că a făcut-o, a fost că s-a dus să-și taie osul ca să-și repoziționeze glezna ca să poată să sară din avion cu parașută. Ai auzit de chestia asta? Să-și repoziționeze glezna? Să-și repoziționeze cumva postura, piciorul, okay, ca să poată să sară. Măi, osteotomii se fac și se fac pentru probleme pe care le ai medicale. Spre exemplu, cum ți-am povestit cu rotula respectivă, dacă ea nu calcă foarte bine acolo unde calcă. Acolo mi-a făcut click când ai zis. Așa, dacă rotula aia nu calcă acolo unde trebuie, practic se poate tăia inserția tendonului patelar de la tibie și muta cu totul. O transpoziție de tendon patelar de inserție, astfel încât să refaci un pic anatomia. Dacă ai o rotație prea exagerată a tibiei față de femur, spre exemplu. Uh-huh. Adică măsurătorile pe care noi le facem sunt foarte precise. Folosești CT, RMN, faci reconstrucții, măsuri unghiurile, da, știi exact ce e în regulă, dacă știi ceea ce faci. Uh-huh. Da? Și îți faci un plan dinainte și știi că trebuie să muți, conform planului, tuberozitatea, o muți cu 5 mm mai medial. Dacă îți vine un nebun de genul ăsta și spune, nu frate, vreau să sar cu parașuta și am greutatea, am te-am mai rucsat cu spinare, dacă nu cad cu un tremur piciorul, îmi dreaptă în piciorul. Eu nu n-aș face asta și spun de ce. Uh-huh. Pentru că oricum chirurgia este o chestie nenaturală. Adică nimeni nu percepe chirurgia ca fiind o chestie care să ofere rezultate, cum să spun, naturale. Orice intervenție chirurgicală trebuie cântărită bine. Mai sunt, apropo că deviez, mai sunt fetele care vor să-și lungească picioarele. Aseara am întrebarea următoare, da, există și bărbați, aniștit. Sunt absolut sigur. Mai mult sau mai puțin bărbați. Știi de ce, nu? Ca să câștige mai mult, pentru că statistic, dacă ești mai înalt, câștigi bani mai mulți la salariu. Corect. Au planuri mari de viitor. Mai bine ar învăța mai multă carte. Că eu cred că cei care sunt mai pregătiți... I-am citit un reportaj despre cineva care spunea clar, mă costă 200.000 intervenții, asta știu clar că o să-mi scot banii în 4 ani. Începând după ce face recuperarea, dar dacă face o infecție postoperatorie. Păi și asigurare. Plătește doctorul. Da, niciun asigurator nu cred că o să îi asigure, o să îi acorde lui o asigurare pentru o operație planificată, știind ce riscuri are o operație planificată. În sfera ortopedică, intervențiile chirurgicale, dacă nu sunt făcute în condiții de maximă sterilitate, se pot infecta. Hai să zicem că operația iese. Da. Îmi pot lungi picioarele dacă vreau? Da, poți să-ți lungești picioarele. Cu cât? Pot. Cât vrei tu, astfel încât să nu omori nervii care sunt adiacenți. Cât poți să tragi de ei în procent așa? Nu pot să spun în procent, dar uite, spre exemplu, la șold, spre exemplu, dacă ai avut o displazie de șold și ai mai sus un femur, în momentul în care tu pui o proteză, ar fi bine să nu depășești 4 cm, 5 cm de lungire a piciorului cu noua proteză. Uh-huh. Adică întinzi nervii astfel încât după aia ai leziuni nervoase. Poți să-i rupi. Tu știi că 5 cm în plus... Te pot pune în categoria cu swipe-ul, mi se pare, la dreapta. Am înțeles. Mai știu și că 2 cm în plus puteai să fii rege și 2 în minus puteai să fii regină. Așa că totul este... Asta nu știam. Nu știai? Nu, am mai învățat una. E ortopedică. Dar de ce totuși, dacă zici că e tot până la dulgherie și osul se reface, vin osteoblastele și fac ce zici tu acolo și se repară osul și se reconstruiește. Da. Care e problema dacă îmi fac chestia asta? Că ai zis că osul se repară? Deci osul se repară, poți să o faci. Eu mă gândesc dacă apare o complicație postoperatorie, dacă acolo apare o infecție, trebuie să tratezi acea infecție cu implanturi pe loc, cu metale pe loc,
nu prea poți să tratezi infecțiile. Pentru că ce se întâmplă? Bacteriile, în momentul în care tu ai un implant, ele vin și fac un biofilm peste acel implant. Și acolo ele se protejează cumva de interacțiunea cu sângele. Deci sângele nu va mai ajunge peste tot unde e acel biofilm. Și ele ușor, ușor rămân acolo. Își inactivează din metabolism și rămân acolo. Chiar dacă tu ai dat antibiotic, atâta vreme cât tu ai implantul pe loc, foarte puține cazuri reușesc să scape complet de o infecție. Așadar, dacă ai o infecție, sigur că primul pas este să încerci să speli respectivele țesuturi, să dai antibiotic, dar s-ar putea să reușești să scapi de ea numai în momentul în care scoți implanturile și lași corpul să se vindece, așa cum știe el întotdeauna să se vindece. Corpul ăsta e mai deștept decât știm noi. Și nu poți să pun o bucată de os între oase acolo și să... Poți să pui. Poți să faci transplant de os, doar că acea bucată de os trebuie cumva să o stabilizezi acolo. Și cum o poți stabiliza decât cu alte fiare? Și de unde poți iau osul ăla? Osul ăla poți să-l iei de la o bancă de os, că există și în România bănci de os sau tendoane sau materiale pe care le folosim în ortopedie, care sunt de la donori, de la pacienți care donează aceste oase. Evident că sunt pacienți donatori de organe, nu? Exact, sunt pacienți în moarte clinică care au ales să-și doneze și care fac un lucru foarte important, de fapt. Așa este. Cinste lor cei care sunt donatori pentru așa ceva, pentru că sunt situații în care nu sunt doar chestii estetice sau de lux. Acum exagerez eu un pic, pentru că îmi place să aflu despre chestia asta, că am citit, îți spuneam, despre oameni care efectiv vor să-și adauge centimetri doar ca să fie mai dezirabili, să aibă mai mult succes. Vorbeam mai devreme de injecții în burtă ca să slăbești. În momentul în care te simți într-o fundătură, oamenii sunt dispuși să facă multe prostii ca să iasă de acolo. Prostii care sunt mai ușor de făcut teoretic. E calea mai ușoară. Tot timpul alegem pe aia mai ușoară. Tot timpul alegem calea mai ușoară. Dar dacă te uiți în oglindă și ți se pare că ești scund, nu există cale să te înalți natural. Dacă ești copil și mai ai de crescut, poți să te înalți natural. Poți să faci sporturi care te ajută să te înalți. Deci e adevărată chestia asta că poți să te înalți prin sport? Da, poți să te înalți prin sport. În ce interval de vârstă? Până când se închide creșterea osoasă, creșterea osului. La băieți până la 21-22 de ani și la fete la fel. Deci în adolescență poți să te lungești bine. Bineînțeles. Adică atunci când tu ai un oarecare discernământ asupra imaginii tale, poți încă să faci ceva. Adică dacă te consideri la 14 ani, la 15 ani, la 18 ani, dacă te consideri că ești încă pitic, poți să mai câștigi ceva. Sigur că nu o să mai câștigi ca dacă ai fi făcut sportul ăla de la 3 ani sau de la 4 ani. Dar poți să mai câștigi ceva. Uh-huh. Există și preparate care se pot lua, hormoni de creștere care mai stimulează creșterea osoasă. Serios? Da. Sunt din cele mai vechi timpuri ale medicinei folosiți hormonii de creștere și izolați. Și... Păi și nu e periculos? Am auzit de acromegalie, spre exact. Exemplu. Exact. Acromegalia e, practic, mărirea extremităților datorită unui surplus de hormon de creștere. Sunt oameni care au problema asta medicală, ei au prea mult. Au prea mult. Mi se pare că e legat cu tiroidea, dacă nu greșesc? Nu, este legat cu hipofiza. Hipofiza. Da, au o hipersecreție de hormon de creștere din hipofiză. Și oricum nu cresc natural, cresc pe extremități. Cresc extremitățile mai degrabă, le cresc mult mâinile, picioarele, fața, urechile, adică le cresc mai degrabă extremitățile, nu neapărat trunchiul. Cum se întâmplă la mulți basketbaliști, foarte înalți. Corect, doar că la ei crește destul de mult și trunchiul. Adică ei, făcând mult sport, se dezvoltă cu totul. Dar există și dezavantaje în a fi atât de înalt și de mare. Păi uite, un dezavantaj, spre exemplu, e dacă ai o problemă ortopedică, s-ar putea să nu găsești un implant pe măsura ta. Să trebuiască printat ceva personalizat pentru măsura ta. Dacă ești foarte lung, ai un femur de 50 de centimetri sau mai mare, trebuie și ai nevoie de o tijă lungă, e posibil ca să nu fie pe stoc. În standard să nu găsești pe stoc și să trebuiască să vină pe comandă. Sigur că fiind o chestie acută, trebuie să găsești o variantă să o stabilizezi cumva. Uh-huh. De multe ori facem concesii că nu poți să ai cea mai bună variantă pe loc. Dar faci nu șurbezi două între ele, nu poți? Nu sunt, n-au designul ăsta. Încă nu? Păcate, nu. Dar e o idee bună. Totul e posibil. Deci în ortopedie se găsesc multe, okay, multe variante ajutătoare. Dar pe măsură ce avansează în vârstă cei foarte înalți, e adevărat că au probleme diferite față de oamenii mai scunzi? Au mai multe dezavantaje în partea a treia vieții? Ce pot să-ți spun este că în general sportivii care sunt înalți fac
artroză mai rapid. În general, sportivii fac artroză mai rapid pentru că își neglijează multe dintre afecțiunile pe care le au pentru a juca mai repede. Și atunci au, să zicem, o leziune de menisc pe care o neglijează, iau niște medicamente de durere și hai repede să reintru în joc. Și evident că acel menisc care este rupt, știi, într-o poziție anapoda, la va crea artroză acolo. Da. La fel și cu alte articulații. Adică, mai degrabă aș spune că mulți dintre sportivi sunt mai înalți prin faptul că fac sport, dar la fel mulți dintre sportivi au probleme ortopedice din cauza faptului că nu își tratează acele probleme pe care le au. Dar probleme legate direct de faptul că sunt mai înalți există? Aș spune în mod deosebit, nu. Mie mi s-a părut întotdeauna că oamenii mai scunzi sunt mai stabili pe picioare. Au centru de greutate mai jos, dacă vrei să gândești așa. Ajută așa? Bineînțeles. Fiind centru de greutate mai jos, evident că va fi mai stabil pe picioare. Acum, deci, când ai la 70-80 de ani și ești înalt și musculatura începe... Bate vântul mai tare și, apropo că e bună asta cu bătrânețea, și eu zic că am auzit-o la altcineva, nu mi-o asum, ești bătrân atunci când cobori scările mai greu decât le urci. Cred că la Cristi Drăghicianu am auzit-o. Da. Și, într-adevăr, na, îți mai joacă lonjeroanele, că așa se întâmplă. Propriocepția nu mai este, așa este la fel de bună, aia dispare... Și nu e doar chestia asta, din câte am vorbit și cu Florin Cujbă și cu Cristi Drăghiceanu, mă întreb și pe tine, din câte, uite, cercetările lui Peter Attia, care vorbește foarte mult despre chestia asta, zice că după 40 de ani pierdem în fiecare an cât un procent din masa musculară dacă nu ne o întreținem. Și osoasă, aș spune, nu doar musculară. Și osoasă, vrei da, să și zici. Și din masa osoasă se pierde. Ai văzut că sunt mulți oameni care intră la apă, efectiv. Da. Se pierde din masa osoasă ușor, ușor. Atâta vreme cât numai metabolismul tău nu mai este către anabolism, ci către catabolism, adică atunci când mai degrabă ești pe minus decât pe plus, că după o vârstă așa se întâmplă, ușor, ușor începi și pierzi din toate structurile, nu doar din mușchi. Pierzi ușor și din masa osoasă, pierzi din neuroni, nu mai spun. Că... Nimic nu da. E din păcate. Am văzut niște cazuri recente, sunt mulți oameni care fiziologic arată bine, sunt sănătoși, da. Dar la creier sunt... Da, din păcate sunt o grămadă de boli neurologice care își fac simțită prezența după o anumită vârstă. Dar până mai vorbim de demență, poate vorbesc cu un alt doctor. Ar fi mai indicat decât cu un ortoped. Da, știi că eu folosesc des metafora asta că dacă ai o problemă la cap, adică dacă îți rupe o mână, te duci la ortoped. Dacă ai o problemă la cap, ce faci? Intri pe Google? Te să duci la un psiholog, un psihiatru sau un neurolog. Evident. Dar revenind la chestia asta cu îmbătrânirea, dacă tot pierzi masă musculară și masă osoasă, ce poți să faci să încetinești sau să oprești sau să întorci, dacă este posibil așa ceva, pe măsură ce avansezi în vârstă? Pentru că eu cred că generația noastră are marea șansă să aibă acces la nutriție, la suplimente, la medicină, la programe de antrenament, la tot know-how, exact cum ai zis, să poți alegi să fii sănătos dacă îți și permiți. Corect. Dar se democratizează, devine din ce în ce mai accesibil pentru toată lumea, pentru că genul acesta de servicii medicale pe care noi acum le avem disponibile pentru toată lumea, nici regii nu și le permiteau pentru că nu existau acum 50 de ani. Evident. Da? Evident. Deci, într-un fel sau altul, avem din ce în ce mai mult acces. Pot să fac ceva concret ca să îmi sporesc capacitatea de a coborî scările, pentru că, din nou, cel mai mare predictor de longevitate, din câte am înțeles, după 70 de ani, este să poți să cobori scările, pentru că cele multe accidente exact. Se întâmplă la coborâre. La coborâre. Da. Și nu la urcare. La coborâre. De ce? Pentru că îți pierzi din propriocepție și atunci te împiedici în momentul în care îți fug picioarele, îți fug genunchii, nu mai ai stabilitate pe membrele inferioare și atunci acasă, da, la coborâre. Dar înțeleg că e și din cauza că pierzi mușchii efectiv care trebuia să te ajute când faci mișcarea aia. Ce poți să faci ca să, tot m-ai întrebat asta, ce poți să faci ca să mai salvezi un pic situația este să mănânci corect și să faci mișcare tot timpul. Adică atâta vreme cât noi din alimentație ne putem lua principiile de care avem nevoie și anume proteine de calitate, minerale, carbohidrați mai puțin, lipide de calitate din cele nesaturate, atunci vom avea din ce să păstrăm acest schelet și ceea ce îl înconjoară cât mai mult timp sănătos. Atâta vreme cât mănânci prost, în niciun caz nu o să ajungi bătrân. Câți oameni grași, dar grași cu adevărat, cunoști bătrâni? Sunt foarte puțini care ajung să fie într-adevăr bătrâni. Majoritatea ușor, ușor încep să dispară tocmai din cauza asta. Dar zi-mi, te rog, tu vezi și mulți pacienți în vârstă. Da. Tu poți să faci o corelare empirică, da? Da.
Adică pe ceea ce vezi cu ochii tăi între nutriție, stil de viață și felul în care arată oasele unui om? Vezi cu ochii tăi chestia asta? Da, și numai asta. Sunt mulți pacienți pe care îi vezi că sunt verzi, efectiv, în sensul bun, că sunt încă tineri. De un exemplu. Uite, am avut pacient de 90 de ani care a avut nevoie de o proteză de genunchi, spre exemplu. Și la 90 de ani a zis că și-a făcut timp de la servici ca să își pună o proteză de genunchi, anii pe care îi mai are, să fie fără durere, să aibă o mobilitate bună, să se ducă la cumpărături singur și să-și vadă de viața lui, aia care era atunci. Okay? Deci oamenii care au genul ăsta de abordare, în mod cert au mâncat și mai bine, în mod cert au fost activi, pentru că majoritatea sunt pacientul de care spui, da, poți să faci cunoștință, că îl vreau să-l cunosc. Se întâmpla acum niște ani, s-ar putea să nu mai poți să-l cunoști acum, că erau, okay, cred, acum 5-6 ani, adică discuția e de mai demult. Da, dacă e încă verde, ar fi foarte tare să-l ar cunosc. Ar fi interesant, da, adică... Ne vom vedea foarte mulți oameni centenari. În timpul vieților noastre, mulți oameni vor depăși 100 de ani. Întrebarea este cum? Păi da, dacă suntem în stare să fim sănătoși sau cât mai sănătoși, o să-i depășim. Altfel lucrurile se cern. Adică ușor, ușor rămân doar cei sănătoși. Pentru că de multe ori se întâmplă să se facă un examen din asta preanestezic pacientului înainte de operație, da? Și medicul îl întreabă, ok, ce boli aveți? Păi nu prea am. Adică ăștia foarte bătrâni n-au foarte multe boli. Au puține, în general o tensiune, chestii care sunt destul de light pentru vârsta lor, n-au foarte multe boli. Tocmai că au ajuns bătrâni, tocmai că nu le au. Nu că le-au dus pe picioare, ci nu le-au avut deloc. Așa că părerea mea e că prevenția e foarte importantă. Sportul e super important. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit, de nu cred că este o chestie de lux. Eu cred că e o chestie de necesitate, să te îngrijești. E un must. Nu este fitness-ul, așa cum spune Florin, fitness-ul nu este o chestie opțională. Este un lucru obligatoriu care trebuie făcut. Dacă vrei să trăiești. Dacă vrei să trăiești, mă. E atât de simplu. De acum ceva vreme, să știi că hotelurile unde mergem în vacanță, unde merg cu familia, trebuie să aibă sală de fitness. Trebuie da, să aibă. Înțeles. Adică trebuie să poți să faci, pentru că mulți zic, dar ce să mai fac, frate, fitness și în concediu? Sunt păi, în vacanță, mă, să mănânc, să dorm. Dar tocmai atunci ai timp să faci pentru tine mai multe lucruri. Bineînțeles. Abia atunci ai mai mult timp să te concentrezi un pic asupra ceea ce trebuie să faci, de fapt. Bine, dar acum hai să fim serioși. Am fost în multe hoteluri în lumea asta și nu era, de cele mai multe ori nu era aglomerație în sala aia. De cele mai multe ori nu, pentru că cei care merg în concediu, per total ca și accepțiune, merg să se relaxeze, iar pentru ei relaxarea e mai degrabă la spa și saună decât la a merge la sala de fitness. Nu că ar fi rău să faci păi spa și pentru ce trăiesc? Numai să fac sport toată ziua? Că toți ne trimiteți la sport. Și tu, și Florin, și Cristi, și toată lumea. Să mergem toată ziua să facem mișcare. Depinde cât de mult vreți să trăiți. Dacă vreți să trăiți 40 de ani, nu mergeți deloc la sport. E o chestie de alegere, așa cum am zis la început. Sănătatea e o chestie de alegere. Adevărul e că vedem de foarte multe ori în jurul nostru oameni de 40, 50, 60 care arată foarte bătrâni. Corect, sau alții de 60 care arată foarte bine. Sunt aceeași persoană, aceeași vârstă și două persoane complet diferite. Ai spune că unul are 80 și unul are 45. Așa e. Și tu vezi chestia asta inclusiv în cabinet? Da, foarte des chiar. Pentru că tu vezi inclusiv os, că dacă tot ai acolo, vezi și cum arată osul. Bineînțeles. Bineînțeles. Și dacă zici că dacă am grijă și fac mișcare și mănânc bine. Vrei oasele mai tari. Și o să pot să vin să mă operez la 90, dacă o să mai lucrez tu. Doamne ajută, sper să nu mai lucrez când o să ai tu 90. Peste 50. Costam și eu. Dar de ce? Tot pe acolo. Păi știi ce te oprește să lucrezi? Corect, ai dreptate, dar nu știu. Cu robotul exact, acolo. Cu robotul poate, da, așa, na. Păi da. Dar hai să zicem că găsesc un doctor și dacă eu sunt pe picioare și sunt bine la 90, mă mai repar un pic și merg înainte. Și mergi înainte cât mai ai tu de mers. Care e drumul tău? Păi nu? Eu așa aș face. Eu așa voi face. Bine. Domn doctor, mulțumesc frumos pentru... Niciun domn doctor, eu sunt Valentin. Sau vrei pentru cameră? Păi am zis să fiu respectuos, dar dacă tu zici că tu ești Valentin... Valentin, încă o dată mulțumesc. Cu mare drag. Vreau să-i mulțumesc și lui Florin Cujbă de la, cum îi spune lui acolo, Optimize Body Center, care te-a recomandat. Ești, nu ești doar un ortoped, dar ești și un doctor destul de bine informat și sfătos, așa. Și am aflat chestii interesante. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc lui Florin. El mi-a schimbat viața, el și Optimize, până la urmă. Serios? Eu, păi, așa l-am cunoscut, mergând acolo să fac fitness. Și practic. Pe aia te-ai angajat cumva.
neapărat. Avem o colaborare foarte frumoasă. Dar mie mi s-a părut foarte tare ideea lui să vrei să aduci în același loc și antrenori și nutriție, după care să aduci și osteopat, după care să și recuperare medicală, să mai aduci și doctor. Mie mi se pare că așa ar trebui de fapt abordat orice fel de boală și orice fel de pacient. Ar trebui abordat complet. Cât poți de complet la momentul respectiv. Că poate unele lucruri încă nu se cunosc. Uh-huh. Dar pentru alea pe care le cunoaștem, cred că așa e important, să vezi un pacient complet. Pentru că e mai ieftin. Mai ieftin să nu te îmbolnăvești decât să tratezi. Mult mai ieftin să nu te îmbolnăvești decât să tratezi. Că tu ai destul de lucru. Ai din ce să produci. Bine, încă o dată mulțumesc. Cu mare drag. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și sper că v-a fost de folos. Dacă v-a plăcut și mai vreți, veniți, dați cu like și după aceea la comentarii spuneți-ne ce ați mai vrea să mai aflați în plus. Dacă credeți că este suficient de bun, dați un share să vadă și un prieten și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Vreau să le mulțumesc însă mai ales membrilor noștri plătitori care au văzut acest interviu în avans dintr-un motiv foarte simplu. Ei ne susțin cu donațiile lor în fiecare lună. Poți să alegi să devii și tu, apăsând pe butonul de join sau alătură-te. Și pune câțiva lei pe lună ca să vezi o mulțime de clipuri în avans și în exclusivitate. Avem un playlist dedicat în secțiunea de membri, cu inclusiv un masterclass de comunicare cu profesorul nostru preferat de comunicare, domnul Borțun. Cam atât însă pentru astăzi. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine!